Bună găsit, prietenii, PH Sport, Ionel Luțan și PH Sport sunt alături de voi de această dată la o partidă importantă din Cupa României. Nu ne-am întâlnit la mijlocul săptămânii, însă o facem astăzi pe o superbă vreme. De ce nu de vară? Suntem la Blejoi, unde garnitura secundă a divizionarei C din localitate întâlnește liderul campionatului județean CSU Băicoi, echipă pe care am văzut-o la lucru împreună cu PH Sport și în etapa de campionat de la finele săptămânii trecute, în victoria greu conturată atunci la Drăgănești 2-1 pentru formația pregătită de Vali Lazar. Dacă vorbim de Vali Lazar, prieten și de CSU Băicoi, iată garnitura de star pe care o prezintă trupa care conduce în acest moment principala competiție fotbalistică din județ. Așadar, CSU Băicoi evoluează astăzi în următoarea formulă de echipă, în poartă cu numărul 12, Mihai Vanghele. Jucător de câmp, numărul 16, Mădălin Ghinea, cu numărul 95, Georgian Matei. Numărul 19, Claudiu Stoica, cu numărul 14, Ștefan Toma. Numărul 17, Cristian Gavrilă, vorbind de jucătorul care a decis soarta partidei trecute de la Drăgănești, 2-1, cu lovitura de la 11 metri transformată precis în minutul 82 a acelei confruntări. Cu numărul 15, Valentin Ursu. Numărul 77, Florentin Puiu. Cu numărul 91, George Dușmanu. Numărul 20, Dănuț Iancu. Și cu numărul 11, Florinel Sandu. Din formula de echipă prezentată astăzi de CSU Băicoi, intuim, prieten, că formația vizitatoare are un singur obiectiv, calificarea în faza următoare a competiției. De altfel, CSU Băicoi se gândește în acest an la dublu câștigarea campionatului și adjudecarea prețiosului trofeu Cupa României. Indiferent de nivel, Cupa României rămâne o atracție pentru fiecare dintre grupările implicate. Au rămas pe banca de rezervă la startul acestei partide Husein Toilă pentru postul de portar, Constantin Stoica, Narcis Sânțaru, Alexandru Oprea, Iulian Ariciu, Alexandru Mihailă, Horia Nicolae și Andrei Răileanu. Purtătorul banderolei de capitan la formația din Băicoi este Claudiu Stoica, cel care evoluează astăzi cu numărul 19 pe tricou. De cealaltă parte, pentru o garnitură frumoasă a grupării gazdă CSU Blejoi 2, echipa care activează în Superliga B Prahova, acolo unde este situată la ora acestei partide, la mijlocul clasamentului, evoluează astăzi următorii jucători. În poartă cu numărul 1, Cristian Nicolescu, cu numărul 21, Nicolae Răducea, cu numărul 15, Constantin Angel, numărul 16, Andrei Dima, cu numărul 18, Dragoș Ciulea. Numărul 11 pe tricou poartă Dragoș Mosor, cu numărul 13 Alexandru Aranghelovici. Numărul 22 David Popescu, cu numărul 7 Răzvan Șchiopu, cu numărul 9 Cătălin Ițoi și cu numărul 19 Leonard Mihai Tudor. Au rămas pe banca de rezerve Andrei Miu pentru postul de portar, Andrei Stancu, Dragoș Stroie, Vladimir Nica, Ciprian Dinu, Marius Stana, Andrei Niculcea, Ștefan Alexe și Alexandru Vlad Oprea. Capitanul echipei gazdă, cea care poartă astăzi tricor de culoare închisă, este portarul Andrei Nicolescu. Partida, prietenii, se anunță una interesantă, deși clar formația vizitatoare pleacă cu prima șansă în această partidă CSU Băicoi, echipă care, trebuie să spunem, este condusă astăzi de pe marginea terenului de Robert Mălescu și Constantin Stoica. Valentin Lazar, antrenorul principal al acestei echipe, este absent, justificat la această partidă, așa cum se va întâmpla în transmisia pe PH Sport și la etapa care urmează în campionatul județean de elită, meciul cu Unirea Urlați de sâmbătă programat la Băicoi. Imagini și de acolo, evident, pe canalul de YouTube PH Sport. Suntem într-o perioadă aglomerată, așadar, pentru câteva dintre echipele importante din Liga Prahova, care, iată, împletesc jocurile din campionat cu cele din Cupa României. În această postură se înscrie formația CSU Băicoi, Progresul Drăgănești, care evoluează astăzi la această oră în deplasare la Cireșeanu cu Olimpia din localitate, CSU Boldești, care merge pentru un joc de certă atracție la Ceptura, unde întâlnește echipa locală pregătită de Florin Matei. CSU Comarnic evoluează cu CSU Șirna Varnița. Mai sunt și alte echipe din Liga Prahova care încearcă să
treacă în turul următor. De precizat, prieten, că nu toate formațiile care fac parte din peisajul Legia Prahova au dorit să participe la această competiție importantă, totuși, pe plan județean, vorbim de Cupa României. Adrian Ioniță este antrenorul principal al formației gazdă, Lucian Marcu este delegat, Mihai Ene, antrenorul secund, în timp ce asistentul medical este Cristian Grecu. O bază sportivă, așa cum știm cu toții, extrem, extrem de cochetă, aici la Blejoi, unde echipa locală, care evoluează în Liga a treia, are toate condițiile pentru un parcurs remarcabil în play-off. Se și vede acest lucru. Victoria precedentă de la Popeșle Ordeni, după un joc de certă calitate, câștigat de formația pregătită de Răzvan Vlad. O revanșă a jocului disputat aici în ultima etapă a sezonului regulat, în care trupa ilfoveană cu Andrei Cristea pe banca tehnică câștiga după un meci spectaculos cu 3-2. Ne vom întâlni, prieteni, în această formulă pe Hasport Ionel Luțan în jocul cu Dinamo de sâmbătă viitoare aici la ora 17. Încearcă gazdele să facă un eveniment din această partidă atât de importantă. CS Dinamo, echipă pregătită de Marius Bratu, care luptă cu șanse importante pentru promovarea în Liga a doua, cu acel prilej nume de rezonanță în fotbalul românesc, Ionel Dănciulescu sau Florin Bratu, printre alții, vor vizita cocheta bază sportivă din Blejoi. Să ne întoarcem însă la ceea ce avem de văzut astăzi, prieteni, fluierul de start al disputei dintre formația gazdă CS2 Blejoi, tricouri de culoare închisă, și CSO Băicoi, tradiționalul echipament albastru, cu o primă fază notabilă a echipei gazdă. Iată ce a început de partidă. Pierce de la CSU Băicoi o posesie și vine replica blejoienilor pe un contraatac, însă este oprit prin fault acolo și se naște o primă lovitură liberă care poate fi periculoasă pentru cei de la CS Blejoi 2 cu numărul 11, Dragoș Mosor, 22 de ani pentru acest jucător. Se pregătește să execute, poate fi, de ce nu, periculoasă această lovitură. O execuție precisă îl poate pune la grea încercare pe portarul Mihai Vanghele, cel care îl înlocuiește astăzi pe titularul echipei băicoene, George Hussein Toilă, prezent totuși pe banca de rezerve. Să urmărim așadar execuția lui Dragoș Mosor, jucătorul cu numărul 11 de la CS2 Blejoi, puternic piciorul stâng, însă pe centrul porții, iar Vanghele nu are emoții, însă notabilă prima încercare a echipei gazdă de a-l pune în dificultate pe portarul celor de la CSU Băicoi, echipă care are 3 puncte avans în clasamentul din Liga Prahova, în fața principale pretendente, nu singura, spun eu, prieten, pentru că CSU Telajanul Vălenii de Munte, echipă implicată și ea astăzi în jocurile din Cupa României, așadar CSU Telajanul Vălenii de Munte pare că nu renunță definitiv la ideea de a se lupta până la capăt pentru supremație, însă disputa cu CSU Băicoi și CSU Boldești este una destul de dificilă. Băicoieni în posesie, Mihai Vanghele deschide astăzi la apărătorul central Georgian Matei. Cristian Gavril, cel care puncta, spuneam, la etapa trecută, golul prin care CSU Băicoi s-a impus din nou la limită, în deplasare, pare să fie de fiecare dată apanajul grupării conduse de Toni Ioniță și Octavian Jinga, victorii la limită, dar ce contează în această cursă de câștigare a campionatului decât cele 3 puncte, maniera în care ele sunt obținute contează parcă mai puțin. Echipa gazdă încearcă să ia o gură de optimism după ce am văzut aseară, în această populară competiție, Cupa României, rezultatul de la Hunedoara, unde Corvinul ridiculizează pe CFR Cluj-Napoca 4-0, rezultat care duce la demisia lui Adrian Mutu de la fosta campioană. Anunțul a fost făcut în urmă cu doar câteva minute, așadar Adrian Mutu renunță la colaborarea cu CFR Cluj-Napoca, pentru că tot vorbim de Cupa României, competiție în care ne aflăm și aici pe plan județean, optimile de finală, jocul pe care îl urmărim împreună, CS Blejoi 2, echipament de culoare închisă, CSO Băicoi. Florin Sandu, puternicul vârf de atac al echipei băicoene, pierde acest duel, însă revin acolo jucătorii de la CSO Băicoi. Georgian Matei, apărătorul central al echipei vizitatoare, Mădălin Ghina. Mădălin Ghina și el un jucător trecut aici la CS Blejoi și sunt foarte mulți fotbaliști care au îmbrăcat tricoul echipei blejoiene. Pare să fie nouă colaborare bună între cele două echipe pe care le vedem aici la lucru, CS Blejoi și respectiv
CSO Băicoi. Așadar, în formula de echipă prezentată astăzi, reamintesc, de Robert Mălescu, Mădălin Ghinea, Valentin Ursu, Claudiu Stoica și respectiv Danuț Iancu, dacă vorbim doar de titulari, sunt jucători care au lăsat o bună impresie aici la Blejoi, însă vom continua după ce echipa gazdă epuizează acest atac pe partea dreaptă. Dragoș și Ciulea, centrare, se lovește balonul de capitanul de astăzi al Băicuienilor, vorbim de Claudiu Stoica, dar posesia continuă în favoarea echipei gazdă, care începe bine această dispută. Nicolae Răducea, un apărător de doar 18 ani, de viitor are CSO Blejoi. Destui jucători în propria pepinieră care pot aspira la un statut mai bun. Să vedem atacul lui Florin Sandu. Florin Sandu ia un balon pe cont propriu, intră în careu, puternicul Florin Sandu și este deschiderea de scor în acest moment. Un nefericit autogol, cred că este jucătorul cu numărul 13, Alexandru Aranghelovici. Valentin Florin Sandu încearcă să trimită în fața porții adverse, unde venea bine la întâlnirea cu balonul Alexandru Dușmanu. Lăudabilă intenția, însă nefericit se interpune acolo. Până la urmă, cred că Alexandru Aranghelovici și deschidere rapidă de scor pentru CSO Băicoi. Autogol așadar în aceste prime minute ale confruntării. Gol CSO Băicoi, reușită trecută în dreptul lui Alexandru Aranghelovici, dar merită evident plusat și cu faza în care Florin Sandu a luat mingea pe cont propriu și a pătruns decis până aproape de colțul careului de 6 metri, a încercat o centrare, așa cum de altfel se și impunea în fața porții adverse, iar acolo, dacă am văzut bine, din poziția în care mă aflu, acest Alexandru Aranghelovici a deviat în propria poartă. Capitanul echipei gazdă, Cristian Nicolescu, ne mai putem face nimic. Iată-l pe Valentin Ursu și el cândva un jucător trecut pe aici, pe la CSO Blejoi, Mădălin Ghinea. Mădălin Ghinea, jucătorul care a încercat în această iarnă un transfer la o echipă de Liga 2, CSM Reșița, convinsese într-o primă fază, dar Flaviu Stoican nu l-a reținut în lot. Iată-l, cel puțin până la vară, în efectivul echipei din Băicoi, în funcție și de rezultatul doritului baraj pentru promovarea în Liga 3. Vom vedea dacă Mădălin Ghinea își va prelungi șederea la CSO Băicoi. Formația băicoiană, Florentin Puiu întoarce la Georgian Matei. Georgian Matei, un jucător cu vechitate de servicii la Flacăra Moreni, de unde a venit aici la CSO Băicoi. Concurență mare și în centrul defensiv la echipa băicoiană, care are un lot destul de generos. Ne uităm și la prezențele de pe banca de rezerve. Danuț Iancu încearcă o execuție pretențioasă acolo. Ne-a obișnuit acest fotbalist cu astfel de încercări. Rea dintr-o farfecă laterală excelent executată, dar Cristian Nicolescu reține de această dată foarte aproape de linia porții sale. Recuperare a celor de la CSO Băicoi, echipa care începe să pună stăpânire pe joc după deschiderea prematură a scorului. Georgian Matei întoarce pentru Mihai Vanghel. Era vizat Claudiu Stoica, dar reprimește același Georgian Matei. Lateral dreapta întoarce pentru portarul Mihai Vanghele. Primește acum Claudiu Stoica, cel care poartă banderola de capitan la echipa băicoiană astăzi. Urcă cu mingea la picior și îl găsește pe Cristian Gavril. Același Claudiu Stoica. Reprimește Cristian Gavril. Începe jocul de posesie pe care îl pregătește de fiecare dată Valentin Lazar, antrenorul echipei din Băicoi, cel care ar bifa, prieteni, o adevărată performanță la prima sa experiență ca antrenor principal, dacă duce CSO Băicoi în Liga 3 a fotbalului românesc. Cătălin Nițoi trimite pe partea dreaptă și recuperare pentru CSO Blejoi 2, dar greșește trimiterea și este serviciu pentru Mădălin Ghinea. Nici el nu este foarte, foarte atent. Vinde repede balonul care ajunge la David Popenciu. Schimbă în partea dreaptă. Construcție pentru cei de la CSO Blejoi 2, pierdută în defavoarea băicoienilor. Andrei Toma. Cristian Gavril. Gazonul se prezintă ca de fiecare dată aici la Blejoi în condiții excelente. O vreme superbă pentru fotbal, însă din păcate, prieteni, foarte puțin privitori aici în tribunele Cochete Arene din Blejoi, care va fi însă bine populat la următoarea partidă pe teren propriu a primei garnituri. Să precizăm că organizarea acestei partide este la nivelul Ligii a 3-a, prieteni, toți cei care sunt în preajma grupării, antrenate de Răzvan Vlad, sunt aici și asigurând cele mai bune condiții pentru că această transmisie, pentru ca jocul în general să se poată disputa fără niciun impediment. Iată-l pe Florentin Puiu, Florentin Puiu la limita careului de 16 metri, intră în careu și încearcă un șut foarte probabil către colțul lung al porții apărate de Cristian Nicolescu. Se pierde
O fază de atac a echipei băicoene, care rămâne însă în posesie. Andrei Toma, Cristian Gavrilă, Florin Sandu rămâne cu mingea la picior, este depusătat acolo de Andrei Dima, însă trimite în zona în care se află Mădălin Ghina. Posesie tot mai prelungită pentru CSU Băicoi, care deschide bine jocul pe partea dreaptă. Urcă la întâlnirea cu balonul George Alexandru Dușmanu. Intervine apărarea formației Blejoane, care trimite în afara terenului de joc și repunere în acest moment pentru echipa gazdă, pregătită așadar de Adrian Ioniță. La mijlocul clasamentului, în a doua competiție județeană, CS2 Blejoi, ultima apariție în campionat, a fost o remiză albă 0-0 la CS Varnița Șirna, echipă care este și implicată astăzi în faza optimilor de finală ale Cupei României. Atac al celor de la CS2 Blejoi, însă serviciul lui Mihai Tudor nu este de calitatea necesară, se pierde această construcție, iar balonul revine la trupa băicoiană. Combinație pe linia de fund, cei doi apărători centrali, vorbind de Georgian Matei și Claudiu Stoica. Cristian Gavril încearcă să recupereze Dragoș Monsor, dar băicoienii țin bine de balon. Se vede evident în primele minute ale acestei confruntări experiența și valoarea superioară a grupării, care conduce deja pe tabela de marcaj cu 1-0, autogol Aranghelovici în primele minute ale acestei dispute. Și-au creat băicoienii așadar încă din start un avantaj important, 1-0, altfel se derulează evident partida acum. Echipa băicoiană, care spuneam, încearcă, prieten, să adjudece eventul pe plan județean și de ce nu are toate șansele. Trupa antrenat, spuneam, de Vali Lazar, absent justificat astăzi din efectivul echipei CSU Băicoi. Nu-l vedem nici pe Florin Pripu, probabil și el reținut cu alte probleme la această partidă din Cupa României. Deschidere lungă pe partea stângă, vremea este superbă, spuneam, bate puțin vântul, dar fără a împieta în vreun fel derularea acestei partide, ajunsă, iată, în minutul 12, este 1-0 pentru CSU Băicoi în partida cu CS2 Blejoi, care contează pentru optimile de finală ale popularei competiții a surprizelor Cupa României. Claudiu Stoic. Cristian Gavril, pasă pentru Denuțiancu. Gavrilă, 20 de metri de buturile adverse. Un 2 acolo cu Dușmanu. Pierde această posibilitate băicoienii. Luptă Gavrilă pentru a recupera și face acest lucru. Participă la fază și Denuțiancu. Însă apărarea echipei gazdă iese bine. Vorbim de Alexandru Aranghelovici. Faultat acolo și vor avea prilejul tinerii jucători ai grupării gazdă să repună balonul în joc. Este evident că o grupare secundă, așa cum este CS2 Blejoi, are în componență și fotbalești din lotul lărgit al primei echipe. Este un bun prilej pentru oficialii grupării de Liga 3-a de a evalua bine pe aceștia într-un meci oficial de o altă anvergură față de cele din Superliga, pentru că vorbim, nu, de ocupanta primei poziții în Liga A Prahova, o formație pe care cei de la CS Blejoi ar putea să o întâlnească în ediția viitoare de campionat la nivelul Ligii a 3-a. Nicolae Răducea, Andrei Dima, Dragoș Ciulea, David Popenciu, Răzvan Șchiopu și Leonard Mihai Tudor se înscriu în această categorie a jucătorilor de la prima echipă care sunt trimiși astăzi pentru a completa efectivul garniturii secunde. Cristian Gavril, Georgian Matei, încearcă pentru Denuțiancu, care are recursivitatea la această fază, prelungește pentru Alexandru Dușmanu, nu o face însă foarte clar și balonul iese în afara terenului de joc. Repunere pentru CSU Băicoi. Mădălin Ghina, un jucător cu trecut important aici la CS Blejoi, ca și alții de care vorbeam, prieteni, Andrei Toma, Claudiu Stoica. Construiesc cu migală cei de la CSU Băicoi, un antrenament util pentru echipa lui Vali Lazar înaintea disputei, accesibilă, să recunoaștem, de sâmbătă cu Unirea Urlați, o grupare care, iată, dă semne de reviriment, acțiune bună a celor de la CSU Băicoi pe partea dreaptă, este acolo, în poziție de a marca, Alexandru Dușmanu, trimite către gol, însă intervenția portarului echipei gazdă, Cristian Nicolescu, este una excelentă. Însă ce pază a oferit acolo Cristian Gavrilă, l-a lăsat singur cu portarul advers pe Alex Dușmanu, încercarea acestea de a plasa balonul în dreapta portarului Cristian Nicolescu eșuează și rămâne în continuare 1-0 pentru
trupa Băicoian, înaintea execuției unei lovituri de colț. De pe partea dreaptă, excelent, este găsit acolo, la limita careului de 6 metri. Cred că a fost fundașul central al echipei vizitatoare, Georgian Matei, într-adevăr, ia cu capul din 6 metri peste buturile apărate de Cristian Nicolescu, cel care s-a remarcat acum câteva secunde față în față cu Alexandru Dușmanu, eșuând așadar băicuienii în dorința de a majora diferența pe tabela de marcaj. Recuperare pentru Florentin Puiu, care lasă balonul să curgă în afara terenului de joc. Repunere pentru Andrei Toma. CSM Lejoi, prima garnitură, merge în etapa următoare de campionat, cât urmează CSM Băicuie, care primește pe teren propriu Unirea Ulați într-o dispută accesibilă. În schimb, CSM Lejoi, prima echipă, merge la Giurgiu pentru disputa cu SCM Dunărea, o echipă care și-a găsit și ea locul între primele patru formații din play-off în pregătirea evenimentului important al acestei luni fotbalistice, să spunem, aici la Blejoi, vizita lui Dinamo București, echipa care este pe primul loc în această serie și care luptă pentru promovarea în eșalonul secund al fotbalului românesc. CSM Lejoi, singura noastră reprezentantă prahoveană în această ediție de campionat la nivel de play-off, celelalte trei grupări, CSO Plopeni, CSO Păulești și CSO Tricolorul Breaza, vor lupta până la capăt pentru păstrarea statutului de echipe de Liga 3 și pentru viitorul sezon. Șanse importante pentru CSO Plopeni, încă emoții pentru CSO Tricolorul Breaza, dar un demers foarte greu pentru CSO Păulești, echipa pregătită de Florin Pribu, cel care face parte și din efectivul de jucători al celor de la CSO Băicoi. Iese balonul în afara terenului de joc, se grăbește Cristian Nicolescu, portarul, cel mai experimentat jucător al formației secunde a celor de la CSO Blejoi, este bine angajat Leonard Mihai Tudor, de urmărit acest jucător 2006, poziție de offside validată de la margine și din nou posesie pentru CSO Băicoi. Mihai Vanghele primește de la Claudiu Tudor. Georgian Matei, un pressing făcut din patru jucători de echipa gazdă, astfel că această construcție a Băicoiului este lentă, însă pasele curg bine pentru echipa lui Vali Lazar. Iată pe Mădălin Ghina pe partea dreaptă, însă este nevoie să întoarcă la Georgian Matei. Este accidentat acolo unul dintre jucătorii formației locale, jocul este întrerupt. Valentin Dediu, central acestei partide, se duce să evalueze starea medicală a jucătorului căzut pe gazon. Va fi o minge de arbitru. Primesc băicuieni, Georgian Matei. Sportiv acesta aruncă mingea către portarul Cristian Nicolescu și reținere a balonului de către golkeeperul echipei gazde, care îl pune repede în posesie pe linia de fund pe Constantin Anghel. Presiune se cere de pe banca băicoiană, un pressing care iată dă roade, iese mingea în afara terenului de joc, iar apărătorul stânga de astăzi al echipei din Băicoi, Andrei Toma, va repune de la margine în cealaltă jumătate a terenului. Căutat Florin Sandu, este devansat de unul dintre jucătorii de la formația gazdă, mingea iese în afara terenului de joc, din nou repunere pentru CSO Băicoi, același Andrei Toma. Căutat Dănuțiancu, Florentin Puiu, Florin Sandu, în centru pentru Cristian Gavril, a participat la această fază și Valentin Ursu, dar recuperează Georgian Matei și mută rapid pe partea dreaptă, unde s-a găsit Mădălin Ghina. Mădălin Ghina nu reușește să-l deposedeze acolo, să treacă de Răzvan Șchiopu, însă reținerea baronului de către tânărul echipier al formației gazdă este doar câteva secunde, băicuienii reau serie atacurilor. Pe aceeași parte dreaptă greșește din nou Cristian Gavril, care trimite în afara terenului de joc. Momente de relaș, de repaus pentru formația CS2 Blejoi. Este așadar, prieten, după primele 15 minute, avantaj la limită pentru liderul campionatului județean, principala întrecere fotbalistică, Liga Prahova 1-0, nefericită deviere a lui Alexandru Aranghelovic la o acțiune purtată de puternicul atacant Florin Sandu, cel care, spuneam și cu alte prilejuri, a călcat și gazoanele primei ligi în tricoul celor de la Academica Clinceni, echipă care din păcate nu mai este sub această denumire, însă fotbalul de acolo încearcă să revină prin ACS LPS. Helmut Cadan Clinceni, echipă pregătită de Mirel Bolboașă,
Într-o lume mai bună a fotbalului românesc, echipa este acum calificată la rândul ei în play-off și ar putea, de ce nu fi un adversar pentru CSM Lejoi în această cursă frumoasă din Liga a 3-a. Recuperare Georgian Matei. Întoarce pentru Claudiu Stoica. Siguranță pentru formația voicoiană, care nu se aventurează, tocmai de aceea am avut o singură ocazie notabilă de gol, acea lovitură liberă la care portarul Mihai Vanghele, titularizat astăzi în fața lui George Toilă, prezent pe lista de rezerve, iată o combinație frumoasă și a gazdelor cu Dragoș Mosor, la un moment dat, la balonul pentru care luptă acum Florin Sandu, lupta sa permanentă cu Angel de Roade și formația gazdă preia posesia pe partea dreaptă, însă Florin Sandu recuperează din nou, mult mai puternic din punct de vedere. Florin Sandu încearcă să recupereze Nicolae Răducea, însă jocul continuă spre nemulțumirea celor de pe banca formației blejoiene. Este faultat acum Florentin Puiu și Valentin Dediu dictează lovitura liberă de la 30 de metri pentru echipa gazdă CS2 Blejoi. Apărătorul central Georgian Matei, și el un jucător cu vechitate de servicii, a ajuns la aproape 30 de ani, venit de la Flacăra Moren, grupare pregătită de Paraschiv Gabriel, un nume important în fotbal românesc, cu precădere ca jucător. Încercările de a reda fotbalistic o altă culoare morenului nu dau rezultate, cel puțin deocamdată. Lovitură liberă pentru CSU Băicoi. Execuție bună a lui Cristian Gavrilă, însă mingea trece peste poarta apărată de Cristian Nicolescu. Vorbeam în transmisia de la Drăgănești, prieteni, în care echipa gazdă a oferit o replică excelentă băicoienilor, cei care s-au impus pe final de partidă 2-1. Același Cristian Gavrilă marca dintr-o lovitură de pedeapsă scoasă de Florentin Puiu în minutul 82 al confruntării. Progresul Drăgănești, care evoluează la această oră la Cireșanu cu Olimpia din localitate. Probabil că la pauză vom putea să vă oferim câteva rezultate la capătul primului act în jocurile de astăzi din Cupa României. Posesie pentru CS2 Blejoi. Greșește acolo Nicolae Răducea, ține prea mult de minge și recuperare băicoiană, care dezvoltă pe partea stângă o acțiune care poate fi importantă. Florentin Puiu primește de la Andrei Toma. Din nou Andrei Toma, același Florentin Puiu. Se strâng bine în zona balonului jucătorii de la CS2 Blejoi. Centrare pentru Florin Sandu, era în spate și Alexandru Dușmanu ajunge să reia cu capul. Florin Sandu însă trimite balonul mult pe lângă bara din stânga porții apărate de Cristian Nicolescu. Suntem la jumătatea primei reprize în confruntarea dintre CS2 Blejoi și CSU Băicoi. Optimile de finală ale populare competiției a surprizelor Cupa României este 0-1. Autogol Alexandru Aranghelovici în debutul acestei partide. Ambii antrenori, prieteni, au trimis la încălzire o serie de jucători aflați la debutul partidei pe băncile de rezervă. Însă nu cred că vom putea vedea schimbări rapide în efectivul celor două echipe. Însă e bine ca cei care vor intra pe gazon să fie evident la momentul oportun bine încălziți. Vorbeam de prima garitură celor de la CSM Lejoi, echipă care evoluează sâmbătă în deplasare la Giurgiu. Greșeala lui Claudiu Stoica, încearcă să profite acolo Dragoș și Ciulea. Continuă faza de atac, echipă gazdă foarte bine pe partea stângă, cade acolo în careu și este lovitură de la 11 metri. Georgian Matei nu găsește altă variantă la această pătrundere bună în suprafața adversă de pedeapsă. Jucătorul căzut pe gazon, vom vedea imediat, se descurcă excelent acolo experimentatul Georgian Matei, nu găsește altă variantă decât faultul și prompt acolo dictează penalti Valentin Dediu, pe care îl va executa Răzvan Șchiopu. Este cel care a pătruns foarte bine acolo și scate această lovitură de la 11 metri, pe care se va pregăti să o execute, dacă nu greșesc, Răzvan Mihai Leonardo Tudor. Tudor față în față cu Vanghele, șutează și restabilește egalitatea 1-1, așadar în partida din Cupa României între formația gazdă CS2 Blejoi și CSU Băicoi, restabilește egalitatea Leonard Mihai Tudor dintr-o lovitură de la 11 metri bine executată, deși portarul Mihai Vanghele a plonjat în direcția execuției, însă n-a putut opri balonul în drumul său către gol. Se restabilește egalitatea și partida capătă, prieteni, un alt contur aici la Blejoi. Garnitura secundă, divizionare C, este acum la egalitate cu CSU Băicoi 1-1.
Par să capete curaj tineri jucători pregătiți de Adrian Ioniță după această fază reușită. N-au fost așadar foarte multe pătrunderi până acum în zona din preajma careului de 16 metri, însă o acțiune rapidă, verticală a celor de la aceste doi blejoi, iată, duce la această lovitură de pedeapsă pe care nu o ratează Leonard Mihai Tudor și restabilește egalitatea aceasta. Între timp, lovitură liberă pentru CSU Băicu. Andrei Toma. Andrei Toma, ce greșeală! Andrei Toma îl găsește acolo cu o mingie cadou pe Cătălin Nițoi. Cătălin Nițoi pentru același Tudor pe partea stângă în duelul cu Georgian Mateo. Nouă fază periculoasă pentru echipa gazdă. Centrare în fața porții adverse și rezolvă in extremis Claudiu Stoica. Ce greșeală impardonabilă Andrei Toma acolo, de care era să profite la maxim echipa gazdă. O formație care nu are ce pierde. Asta vorbeam și cu omul care este practic, să spunem, părintele acestui proiect fotbalistic, Paul Mâinea, prezent evident la acest joc. Paul Mâinea cu echipă competitivă la nivel de organizare, toți oamenii implicați aici la Blejoi sunt. O ieșire inoportună acolo lui Mihai Vanghele și ratează echipa gazdă preluarea conducerii pe tabela de marcaj. Corner de pe partea stângă, este eronat Vanghele și ratează acolo, cred că a fost Alexandru Aranghelovic. Într-adevăr, reluarea. Iată cum se schimbă rapid datele probleme. Vorbim de Cupa României, o competiție în care orice este posibil. CSU Blejoi capătă moral după reușita egalizatoare semnată de Leonard Mihai Tudor și pune din ce în ce mai mari probleme favorite acestei partide, trupa care conduce principalul campionat județean. Vorbim de CSU Băicoi. O greșeală puțin mai devreme a lui Andrei Toma, de care dau să profite jucătorii de la CSU Blejoi. Echipa care are acum posesia Claudiu Stoica, amintitul Andrei Toma. Caută cea mai bună continuare. Greșește din nou Andrei Toma. Dănuțeancu ajunge târziu la balon. Recuperează Cristian Gavrilă, însă încercarea de a-l pune în posesie pe Florin Sandu eșuează, era în zonă și Alexandru Dușmanu. Balonul poposește cu minte la picioarele lui Cristian Nicolescu. Cristian Nicolescu. Degajare care ajunge la Cristian Gavrilă. Se poate naște o fază rapidă pentru cei de la CSU Băicoi, însă echipa gazdă recuperează prin amintitul Leonard Mihai Tudor, un jucător pe care îl urmărim foarte, foarte atent. Acțiune bună de atac pentru CSU Blejoi. Protejează bine balonul Cătălin Nițoi în disputa cu Claudiu Stoica. Intervine și oprește cel puțin pe moment acest atac care continuă, însă David Popenciu pe partea stângă. Răzvan Șchiopu, cel care a scos lovitura de la 11 metri, transformată de Tudor, pătrunde bine pe partea stângă și cu un ultim efort Mădălin Ghinea trimite în afara terenului de joc. Surprinde, plăcut, prieten, echipa pregătită de Adrian Ioniță. Vorbim de CSU Blejoi în disputa cu liderul campionatului județean, CSU Băicoi. Lovitură de colț care se anunță periculoasă de pe partea stângă în direcția de atac a formației gazdă. Dragoș Ciulea, 18 ani și acest tânăr jucător, evident de viitor, să vedem execuția puțin mai devreme cu mari emoții, Mihai Vanghele. Din nou periculos, de această dată boxează, inspirat Mihai Vanghele și îl pune deja în atac pe Valentin Ursu. Încearcă să-l găsească pe Florin Sandu. Oprește bine această fază de atac Dragoș Mosor, însă formația CSU Băicoi va repune undeva de la mijlocul terenului. Partida place, prieteni, este alertă, ocazii la ambele porți. Un joc curat, n-a avut prilejul de a interveni foarte des centralul acestei partide. Păcat, spunea, de numărul mic de spectatori. Este și o zi de miercuri la mijlocul săptămânii. Poate nici ora nu este cea mai inspirată, pentru că oamenii este la serviciu cam în jurul acestei ore. Asta, cei care sunt acasă pot urmări transmisia PH Sport, care se apleacă, iată, și asupra Ligia 3, asupra Cupei României, asupra primei noastre competiții județene, peste tot, Mihai Vocilă și PH Sport. Lovitura liberă pentru echipa din Băicoi și un avertisment acolo, voi repera imediat despre cine este vorba. O intrare dură asupra lui Dănuțiancu, care se ridică. David Popenciu este cel care a primit cartonaș galben. Dănuțiancu, unul dintre numele importante în efectivul formației băicoiene, cel care stabilea prin golurile sale cele 6 puncte în disputele de la Comarni și respectiv Boldești. Faulta la această fază, din fericire, se poate ridica și va continua această partidă.
care ne propune o lovitură liberă pentru CSU Băicoi, lateral dreapta, în direcția de atac a echipei antrenate de Vali Lazar, cel care l-a delegat evident astăzi pe Robert Mălescu și pe Constantin Stoica pentru a conduce jocul în condițiile în care a fost un important jucător, este plecat cu treburi importante. Lovitură liberă în centrul defensivei adverse, respinge acolo foarte bine. A fost Nicolae Răduce, însă continuă faza de atac echipei băicuene pe partea stângă. Este găsit în poziție de offside Georgian Matei. Încearcă Georgian Matei să dibuiască cele mai bune poziții la astfel de lovituri în fața porții adverse. Georgian Matei, cel care rămâne cel puțin până acum cu acea intrare nefericită asupra lui Răzvan Șchiopula. Lovitura de la 11 metri, prompt acordată de Valentin Dediu și transformată de asemenea precis de Leonard Mihai Tudor, vârful de atac al echipei CS2 Blejoi. Valentin Urs, și el un jucător trecut pe la CS Blejoi, deschide pentru Andrei Toma. Andrei Toma și din nou pierde Andrei Toma acolo, același Leonardo Mihai Tudor, extrem de activ acest jucător, atenție, 2006, născut de urmărit acest atacant care și-a trecut deja numele pe lista marcatorilor, a debutat în lovitură de la 11 metri, dar nu contează, nu, prieteni, cum marchezi când ești atacant. Florin Sandu greșește, vrea prea multe pe plan personal. Florin Sandu, un contact la mijlocul terenului, intervine din nou centralul acestei partide și dictează lovitura liberă. Se resimt cei doi jucători implicați în această fază. Însă nu pare să fie nimic grav. Să vedem în ce direcție va dicta lovitura liberă Valentin Dediu. Pentru CS Blejoi 2, cred. Sau este o minge de arbitru. Așa se și întâmplă. Valentin Dediu îi oferă balonul lui Claudiu Stoica, capitanul de astăzi la echipei CSU Băicoi, echipă care, spuneam, revine în campionat în încercarea de a-și apăra prima poziție din clasament într-o partidă facilă la prima vedere cu Unirea Urlații sâmbătă dimineața la ora 11 în transmisiune directă pe canalul de YouTube HSport. Să spunem, prieten, că imagini de la această dispută din Cupa României, dar și la jocul de sâmbătă CSU Băicoi Unirea Urlații în emisiunea Liga Reușită, transmisă luni seară pe canalul de YouTube Reușita oficial pe PH Sport și pe pagina de Facebook Fotbal Prahovean, ca de fiecare dată, așadar, imagini de calitate pe care le vom propune celor care urmăresc această producție din ce în ce mai bine urmărită. Reține pe partea dreaptă, doar pentru puține secunde, Alexandru Dușmanu intervine bine apărarea celor de la CS2 Blejoi și trimite în afara terenului de joc. Să consultăm prieteni și cronometrul. Cred că a trecut prima jumătate de oră în dispută agreabilă de aici, de la 31 minutul așadar. Dispută agreabilă, cred că sunteți de acord cu mine, prieteni, într-o echipă care activează în Superliga Prahoveană, Superliga B Prahova, a doua competiție județeană ca impact, vorbim de CS2 Blejoi și ocupanta primei poziții în cel mai important campionat prahovean, vorbind de Superliga CSU Băicoi. Echilibru pe tabela de marcaj este 1-1. Au deschis scorul oaspeții rapid prin autogolul lui Arangelovici. Însă s-a restabilit egalitatea după ce Leonard Mihai Tudor a transferat cu precizie o lovitură de la 11 metri, scoasă acolo bine de Răzvan Șchiop. Florin Sandu se încurcă acolo cu Gavrilă și pierd posesia cei de la CSU Băicoi, posibilitate de contraatac pentru Mihai Tudor, însă acesta nu poate grăbi o fază care duce la recuperarea băicoiană. Pe partea stângă, Andrei Toma. Dănuțiancu deplasat pe această parte de atac în direcția echipei sale. Dănuțiancu. Florentin Puiu, faultat acolo. Vine bine la întâlnirea cu balonul Cătălin Ițoi. Însă faul și lovitura liberă care se anunță periculoasă pentru CSU Băicoi. Vorbim de Cupa României, prieteni, și nu ne putem gândi că formația vizitatoare se aștepta la o partidă facilă aici la Blejoi, în compania garniturii secunde a celor de la CS Blejoi, echipă care are în componență destui jucători interesanți, care fac parte constant din lotul primei echipe, va și evoluează pentru trupa pregătită de Răzvan Vlad, Irinel Dumitru și Adrian Gheorghe. Lovitura liberă pentru CSU Băicoi, Cristian Gavrilă, lasă pe Dănuțiancu în fața porții adverse. Dănuțiancu iese și cu ceva emoții, reține Cristian Nicolescu, cel mai experimentat jucător al garniturii secunde de la CS2 Blejoi, în fața lui Alexandru Dușmanu, care venise bine acolo
la întâlnirea cu balonul. Din noi Băicueni în atac. Vor încerca probabil în minutele rămase până la finele primei reprize să găsească punctul desprinderii. Nici în acest caz nu ar fi în continuare o misiune facilă pentru CSU Băicuieni, echipă care este în cealaltă suprafață a terenului și o fază care, iată, se soldează cu reușita lui Florentin Puiu, marchiaz Florentin Puiu, în acest minut 33. O fază care nu anunța mare lucru, se vede însă lipsa de experiență acolo, în zona centrală a defensivei echipei blejoiene, iar Florentin Puiu șutează. Balonul este deviat și nu poate fi oprit de către Cristian Nicolescu. A treia reușită acestei partide este 2-1 pentru CSE Obăicoi. Florentin Puiu, unul dintre jucătorii veniți în această iarnă la CSE Obăicoi, își arată evident calitățile. O achiziție nimerită, prieten, am și văzut destule jocuri din Liga Prahova pentru CSE Obăicoi. Acest Florentin Puiu este un jucător prieten cu balonul, care are acțiuni în viteză și un control bun al mingii și este o armă importantă pentru cei de la CSU Băicoi în căutarea titlului pe plan județean. Să vedem din nou replica celor de la CSU Blejoi. A încercat să verticalizeze la această fază David Popenciu, însă calmează Andrei Toma până la Mihai Vanghele. Vine repede Tudor și este foarte aproape de a crea greutăți acolo lui Vanghele. Se descurcă până la urmă experimentatul capitan, goalkeeper al formației băicoiene, însă cu ceva emoții. Andrei Toma, pressing bun făcut de tineri jucători ai grupării gazdă, astfel că nu poate și băicuienii foarte ușor din propria jumătate a terenului. Florentin Puiu îi transmite lui Georgian Matei, greșește însă transmiterea mai departe către partea dreaptă, unde aștepta Mădălin Ghina, prea puternic această expedire a balonului și mingea este în afara terenului de joc. Recuperare de același Matei, însă jucătorii de la CSB Joi insistă acolo, iată-l pe Cătălin Nițoi, având prin planul într-o zonă a terenului în care nu poate face mare lucru, însă scoate maxim din această fază un fault. Lovitură liberă de pe partea stângă, un fel de corner puțin mai scurt pentru formația CSB Joi. De fiecare dată la astfel de evenimente, în prima repriză a fost pericol la buturile apărate de Mihai Vanghele. Mingile care au survolat careul de 16 metri au produs de fiecare dată emoții atât fundașilor central cât și portarului Mihai Vanghele. Lovitură liberă de pe partea stângă, un corner mai scurt așadar pentru CSU Blejoi. Se îndreaptă către locul execuției și arbitrul Valentin Dediu pentru a face ordine acolo. Băicuienii se retrag, iată, cu întreaga echipă în propria jumătate a terenului pentru a apăra acest avantaj minim care este prezent acum pe tabela de marcaj, înaintea unei lovituri libere periculoase pentru CSU Blejoi. 2 de pe partea stângă în direcția de atac a grupării pregătite de Adrian Ioniță. Adrian Ioniță înalt în careul de 6 metri, iese din nou Vanghele, plonjează balonul, nu poate fi însă reținut foarte clar acolo de CSU Blejoi. Ar fi putut veni o execuția lui Dragoș Șulea de la distanță, nu s-a aventurat însă tânărul de doar 18 ani să încerce un șut care l-ar fi pus evident în dificultate pe Mihai Vanghele. Are însă timp, foarte probabil în stagiunea următoare vorbim de acest jucător Dragoș Șulea, și el foarte, foarte tânăr, care bate ca și alți componenți a echipei gazdă la porțile afirmării. Dănuț Iancu luptă pentru un balon recuperat, iată, de David Popenciu. Luptă bine cei de la CSU Blejoi 2, dar comite un foul și permite echipei vizitatoare să reia posesia această lovitură liberă. În cealaltă jumătate a terenului, schimbare bună de direcție, este găsit Florentin Puiu, autorul golului 2 al formației băicuiene, la limita careului de 16 metri. Încearcă o execuție pretențioasă Florentin Puiu, căuta desigur colțul lung al porții apărate de Cristian Nicolescu, însă nu i-a reușit de această dată încercarea. Iar balonul stă din nou în posesia celor de la CSU Băicoi, se grăbește Mădălin Ghina, trimite într-o zonă a terenului în care, cel de această dată, nu era nimeni dintre colegii echipei sale. 39 de minute, trece bine, trece repede timpul când spectacolul fotbalist este unul de calitate, așa cum vedem cu toții aici la Blejoi. CSU Blejoi, CSU Băicoi, 1-2
Florentin Puiu și autogolul lui Alexandru Aranghelovici asigură cel puțin la acest moment un confort pentru echipa vizitatoare. Contează și pune bine argumente pentru o surpriză în continuare CS2 Blejoi, astfel că rămâne extrem, extrem de atractivă această partidă care se desfășoară aici la Blejoi, pe cocheta bază sportivă a grupării gazdă. Chiar vorbeam cu Paul mâine, înaintea partidei, sunt foarte aproape de a se termina lucrările la moderna clădire care va găzdui vestiarele și alte încăperi dedicate cu adevărat performanțe. Infrastructura aici la Blejoi, prieten, va fi la cel mai bun nivel, foarte probabil, după ce toate aceste lucruri vor fi bine puse la punct, va urma și partea sportivă cu echipă care oricum arată bine în competiția de Liga 3, fiind prima și singura reprezentantă prahoveană care luptă în acest sezon în play-off-ul competiției, acolo unde se dispută promovarea în Liga 2 alături de liderul CS Dinamo, care va veni aici la Blejoi în transmisiune directă sâmbăta viitoare de la ora 17. SCM Dunărea Giurgiu, gruparea pe care CS Blejoi o va întâlni în deplasare sâmbătă, și SC Popești la Ordeni, o formație pe care blejoienii au învins-o fără drept de apel sâmbătă în orașul Ilfovean. Ne întoarcem la joc, parcurgem ultimele minute ale primei reprize, cu echipa gazdă încercând din nou să-și creioneze o poziție bună. A fost Nicolae Răducea pe partea dreaptă, urcă bine în atac și de la CS2 Blejoi era căutat acolo de către Cătălin Nițoi, autorul golului egalizator. Mihai Tudor respinge însă apărarea formației băicoiene. Fiecare acțiune de atac ofensivă a grupării gazdă este una interesantă, mai de fiecare dată se pătrunde până în preajma porții lui Mihai Vanghele, ceea ce sporește, prieteni, atractivitatea acestei dispute agreabile în Cupa României, optimile de finală între formația gazdă CS2 Blejoi și vizitatorii de la CSU Băicoi. Ieșire de portar adevărată a experimentatului Cristian Nicolescu în fața lui Florin Sandu. Posesia gazdelor, Constantin Anghel. Apărătorul dreapta, Nicolae Răducea, este faultat și propune lovitură liberă pentru echipa gazdă exact de la jumătatea terenului. Același Nicolae Răducea. Angajare pe partea dreaptă, unde îl găsește bine pe Dragoș și Ciulea. Dragoș Ciulea nu poate continua la același nivel, însă îl pune în dificultate propriul coleg pe Mihai Vanghele. Degajare acolo care nu este foarte reușită, ajunge la balon, pătrunde pe partea dreaptă. Notabilă încercarea lui Nicolae Răducea, dar nu reușește să centreze așa cum își dorea în fața porții adverse. O nouă încercare a gazdelor, care le aduce o lovitură de la margine pe partea dreaptă în direcția de atac a grupării pregătite de Adrian Ioniță. Nicolae Răducea reprimește, centrează acum, o face bine, însă strânge la timp Georgian Matei și respinge acest balon periculos pentru echipa sa. Lucrează la această fază și Mădălin Ghinea și Alexandru Dușmanu, fază care arată bine pentru echipa băicoiană, pasă pe culoar către Florin Sandu, era acolo și Dănuț Iancu, dar rezolvă de această dată bine defensiva formației blejoiene în zona ei centrală. Se mută repede jocul la cealaltă poartă, minge ajunge la Mihai Vanghele. Robert Mărescu, cel care asigură astăzi postura de antrenor principal a CSU Băicoi, cere calm acolo de pe marginea terenului. Se și conformează jucătorii formației băicoiene. În scurt timp vom afla și câte minute de prelungire va dicta Valentin Dediu. Nu mai avem foarte, foarte multe minute din prima repriză acestei dispute, care ne-a oferit până acum o partidă agreabilă cu 3 goluri. Se află în avantaj jucătorii de la CSU Băicoi. Andrei Toma, Dragoș, Claudiu Stoica, Mihai Vanghele părăsește spațiul porții sale, îl pune în posesie pe Georgian Matei. Traseul obișnuit, urma o transmitere către Mădălin Ghinea, dar încearcă undeva în centrul terenului, greșit Georgian Matei, recuperare pentru echipa gazdă, Dragoș Ciulea, însă Claudiu Stoica, experimentatul capitan al băicuienilor, iese bine din dispozitiv și oprește această fază de atac, care nu este însă continuată la nivelul dorit de Florentin Puiu, autorul golului cu numărul 2 pentru echipa sa, CSU Băicoi. Atac pentru CS2 Blejoi, oprit acolo de Andrei Toma, Cristian Gavrilă, regizorul de la mijlocul terenului. Mai departe pentru Valentin Orsu și el, jucător cu atribuții la mijlocul terenului, schimbă bine direcția de atac la Mădălin Ghinea, stop precis al unui jucător cu experiență din lotul băicoienilor. Mădălin Ghinea, centrare bună în fața porții adverse, reia cu capul dintr-o poziție ideală Florin Sandu și greșește impardonabil experimentatul atacant al echipei băicoiene. Ar fi fost o desprindere și mai clară a liderului Ligia Prahova,
Florin Sandu greșește reluarea dintr-o poziție excelentă și rămâne doar 2-1 pentru echipa antrenată de Vali Lazar. S-a mutat repede jocul în cealaltă jumătate a terenului. Fault asupra lui Dragoș și Ciulea. Lovitura liberă pentru CSD Blejoi, probabil una din ultimele faze notabile ale acestei prime reprize. La serviciu Dragoș Mosor. Dragoș Mosor trimite în partea dreaptă Nicolae Răducea. Să vedem continuare, același Dragoș Mosor, 30 de metri de buturile adverse. O centrare la care respinge greșit într-o primă fază Georgian Matei, însă recuperează Andrei Toma. Pe partea stângă Andrei Toma, Dănuț Iancu, transmitere greșită, care trimite balonul la apărătorul central al formației gazdă, Alexandru Aranghelovici. Construcție pentru CSD Brejoi. Ajunge din nou pe partea dreaptă același Dragoș Ciulea. Centrare bună acolo, nu poate ieși dintre buturi. Îl depășise balonul Mihai Vanghele, însă ajunge Mădălin Ghinea și transmite lui Alexandru Dușman. Secundele de finală ale primei reprize cu echipa băicoiană în posesie. Alexandru Dușman, Valentin Ursu urcă bine, Florentin Puiu și primește pe partea stângă. Florentin Puiu cu balonul la picior, un jucător care are o tehnică foarte bună, în regim de viteză, Cristian Gavrilă. Valentin Ursu, deconectarea spune pentru cei de la CSU Băicoi, care greșesc de foarte multe ori pase simple în cealaltă jumătate a terenului și oferă echipei gazdă posibilitatea unui nou contraatac. Leonard Mihai Tudor pe partea dreaptă vine la întâmpinare Claudiu Stoica, cel care se opune, însă mingea iese în afara terenului de joc. Va fi o expediere de la margine a lui Nicolae Răducea, tânărul apărător dreapta de doar 18 ani al echipei secunde de la CSU Blejoi. Repunere, este lovit balonul de Andrei Toma și probabil ultima fază acestei prime reprize, exact în momentul în care Valentin Dediu arată că se va juca un minut suplimentar, corner în favoarea formației gazdă, executat de către Dragoș Mosor. Întreaga echipă a celor de la CSU Blejoi este în cealaltă jumătate a terenului, ba este bine populat și careul, de 16 metri, corner de pe partea dreaptă, periculos acolo, o reluare către poartă, însă iese Vanghele și reține, căzuse cred că Tudor în fața liniei porții. A ieșit Vanghele, siguranță de această dată, și oferă posibilitatea colegilor săi a unui contraatac stins din fașă de Constantin Angel. Blejoiul angajează bine pe acest Tudor, șut de la distanță, Tudor! Și se restabilește incredibil egalitatea la ultima secundă acestei prime reprize. Neputincioasă formația băicoiană, a curs bine balonul către acest Mihai Tudor, care face dubla, prieteni, un șut de la distanță bine plasat, care îl surprinde acolo pe Mihai Vanghele și spectacolul este clar la el acasă. Se anunță o repriză a doua de excelentă factură, așa cum a fost cu acordul dumneavoastră și primele 45 de minute. Vorbim de Cupa României, o competiție atât de atractivă, care iată ne oferă posibilitatea unui spectacol agreabil aici la Blejoi, moment în care Valentin Dediu pune capăt primei reprize, restabilește egalitatea Mihai Tudor cu un șut la distanță. Pauză și pentru noi, prieteni, ne vom întoarce după cele 15 minute regulamentare.
Sară la prieten partida dintre CS2 Blejoi și CSU Băicoi, optimile de finală ale Cupei României pe plan județean. Este 2-2 după prima repriză spectaculoasă în care echipa gazdă a contat prin acest Mihai Tudor, o dublă care, iată, creionează cel puțin la pauză acest rezultat surprinzător. În scurt timp vă vom oferi și alte rezultate la pauză în alte partide în care sunt implicate echipe din principala competiție fotbalistică județeană, așa cum este și CSU Băicoi, echipă care a trecut cu mare emoție runda trecută de Progresul Drăgănești. Iată că și astăzi are destule probleme formația pregătită de Vali Lazar, care este însă în atac, începe bine această repriză a doua cu o fază bună încheiată cu șutul lui Gavrilă, blocat însă de apărare adversă. Este balon care a ieșit în afara terenului de joc. Vă spuneam că putem fi în măsură să vă prezentăm și alte rezultate, prieteni. Amintat de Progresul Drăgănești, echipa care a oferit o replică excelentă celor de la CSU Băicoi etapa trecută, au câștigat cu mare emoții Băicoieni 2-1 Cristian Gavrilă. În deplasarea de la Cireșeanu, trupa condusă de Nicu Mărgărit conduce la pauză cu 1-0, reușită semnată de Ionuț Oprea din lovitură de la 11 metri. Pe măsură ce aflăm și alte rezultate, evident că vi le vom prezenta și dumneavoastră, celor care sunteți și astăzi atenți aici pe PH Sport. De asemenea, ce se vale a călugărească Petrosport Râșorul Vechi. După primele 45 de minute este 0-1. Să ne întoarcem însă aici la Blejoi, cocheta bază sportivă din localitatea Găzduiește Urmești, care, iată, oferă un spectacol neașteptat de echilibrat, pentru că liderul principalei competiții fotbalistice din județe, CSU Băicoi, este la egalitate cu CS2 Blejoi după primele 45 de minute, 2-2 așadar, iar partida rămâne în aceste condiții deschisă oricărui rezultat. Florin Sandu, Florin Sandu trece de adversarul direct, Florin Sandu puternic, Florin Sandu continuă, Florin Sandu însă este excelent din trebuturi. Cristian Nicolescu, cel mai experimentat jucător al formației gazdă, și oprește cursa impetuoasă, spuneam unui jucător care a călcat inclusiv gazoanele din prima ligă, acest puternic atacant Florin Sandu. Se mută jocul în cealaltă jumătate a terenului, CS2 Blejoi în atac, pe partea stângă îl vedem pe Răzvan Șchiopu, Răzvan Șchiopu se apropie de limita careului de 16 metri, se vede în continuare, interesantă! Rămâne la balon, încearcă să-și creioneze o poziție bună de a șuta la poartă. Îl angajează pe partea dreaptă, fără șanse de izbândă, pe Dragoș Ciulea. Și așa se stinge o primă fază notabilă de atac în repriza a doua pentru cei de la CS2 Blejoi. Repunere rapidă pentru Băicoieni. Valentin Ursu primește de la Claudiu Stoic. Pe partea stângă, Andrei Toma. Claudiu Stoic. Apărătorul central, Georgian Matei. Și dacă toți suntem prieteni la acest capitol al pronunțării numelor unor jucători, pentru că nu s-au făcut schimbări la pauză, haideți să trecem din nou în revistă cele două distribuții și începem evident cu aspeții. Mihai Vanghele este între buturi, Mădălin Ghinea cu numărul 16, Georgian Matei cu numărul 95, Claudiu Stoica cu numărul 19, Ștefan Toma cu numărul 14, Cristian Gavrilă 17, Valentin Orso 15, Florentin Puiu 77, George Dușmanu 91, Dănuțian cu 20 și Florin Elsandu cu numărul 11. Dincolo evoluează în tricourile negre tradiționale pentru CS2 Blejoi Cristian Nicolescu numărul 1, numărul 21, Nicolae Răducea cu numărul 15, Constantin Angel cu numărul 16, Andrei Dima, numărul 18, Dragoș Ciulea, cu numărul 11, Dragoș Mosor, 13, Alexandru Aranghelovici, numărul 22, David Popenciu, numărul 7, Răzvan Șchiopu, numărul 9, Cătălin Nițoi, și cu numărul 19, autorul dublei spectaculoase în contul echipei gazdă, Leonard Mihai Tudor, un jucător de doar 18 ani, care atrage atenția, deja pare că este urmărit acest fotbalist de viitor, care îmbracă în mod normal tricoul primei echipe a formației blejoene. Decajare lungă către Florin Sandu, respinge de această dată Constantin Angel în afara terenului de joc, bate puțin vântul, vremea este una excelentă pentru fotbal, terenul se prezintă ca de fiecare dată în excelente condiții, așadar atribute pentru un joc de calitate care poate continua la același nivel pe care ni l-a arătat, prieteni, prima repriză. Faul dictat de Valentin Dediu.
Lovitură liberă pentru formația gazdă. Se grăbește Dragoș Măsor, încearcă să-l găsească pe partea stângă pe Răzvan Șchiopu. Extrem de activ acest Răzvan Șchiopu, și el un jucător la fel de tânăr, de doar 18 ani, și revedem din acest punct de vedere foarte mulți promițători fotbaliști la echipa gazdă. Valentin Dediu, cartonaș galben pe care îl vede Valentin Ursu, unul dintre jucătorii care au îmbrăcat, spuneam, cu succes tricoul formației lejoene, trecut și el, iată, la CSO Băicoi. Lovitura liberă periculoasă pentru echipa gazdă, lateral stânga, însă distanță mare de buturile lui Mihai Vanghele. ...30 de metri de poartă adversă este la locul execuției Dragoș Măsor. De asemenea, Răzvan Șchiopu, rămâne Răzvan Șchiopu, care va trimite cu piciorul drept, de ce nu periculos, în mijlocul suprafeței adverse de pedeps. Au trecut deja primele 6 minute din această repriză a doua. Rămâne 2-2, un scor echilibrat, atractiv, care oferă o luptă pasionantă în continuare pentru calificarea în spertele de finală, și cu ajutorul vântului încearcă acolo surprinzătoare execuția Răzvan Șchiopu. Păcat, nu că urcaseră și fundaș și central la o astfel de fază. Mingea trece mult peste poarta adversă. Repunere pentru formația băicoiană. Încearcă Georgian Mateu, angajare pe partea stângă pentru Florentin Puiu. Rapidul jucător de bandă stângă care ar putea recupera acest balon, însă vine bine Nicolae Răducea și rezolvă cel puțin pe moment această fază, oferind însă balonul băicoienilor. Repunere de la margine, Florin Sandu. Florin Sandu pierde, Florin Sandu. Nici el nu pare astăzi în cea mai bună dispoziție, ca și al jucătorii ai formației băicoiene. În linii mari a prezentat așadar Vali Lazar, absent astăzi, însă cel care a făcut evident strategia pentru această partidă, cea mai bună formulă de care dispune CSU Băicoi la acest moment, în dorința de a evita o surpriză care, iată, se regăsește în acest moment pe tabela de marcaj. Este 2-2. Danuț Iancu. Danuț Iancu, deposedat din spate de Răzvan Șchiopu, și lovitură de la margine pentru Mădălin Ghinea, apărătorul dreapta al formației CSU Băicoi. Mădălin Ghinea, care a împărțit această poziție în partida trecută, de care vorbeam cu profesorul Drăgănești, cu replica excelentă a formației pregătite de Daniel Toader, atât apărător dreapta cât și apărător stânga, în încercarea de a stăvili acolo atacurile gazdelor. Astăzi revine Mădălin Ghinea în postura de apărător dreapta. În partea stângă evoluează așadar, cum spuneam, pe tot parcursul acestei transmisii, Andrei Toma. Repunere de la margine pentru trupa gazdă, pregătită de Adrian Ioniță. O formație care activează în Superliga B Prahova, este situată la mijlocul clasamentului și vine la ora acestei partide, după un joc fără goluri, cu CSE Șirna Varnița 0-0 în deplasarea de duminică. Astăzi însă poftă de gol pentru echipa secundă a blejuienilor, dupla acestui Mihai Tudor, 18 ani, asigură un echilibru poate neașteptat pe tabla de marcaj. Este așadar 2-2. Iar verdictul calificării pare departe de a fi stabilit, prieteni, chiar dacă echipele din Liga Prahova sunt favorite în aceste dispute, cel puțin la pauză. Până acum, spuneam, două rezultate ne-au parvenit. Petrosport conduce la Valea Călugărească cu 1-0, iar Profesorul Drăgănești și respectă statutul în deplasarea de la Cireșanu, Ionuț Oprea, din penalti, a stabilit verdictul primei reprize. Formația gazdă în atac, schimbare bună de direcție, este vizat acolo jucătorul cu numărul 18, Dragoș Ciulea, reușește până la urmă să păstreze balonul în teren. Întoarce la Nicolae Răduce, apărătorul dreapta, care poate centra, o face în acest moment, însă respinge Claudiu Stoica. Recuperare pentru Alexandru Dușmanu, care mută repede pentru Florin Sandu, însă balonul capătă o direcție care îl trimite deja la Cristian Nicolescu, cel mai experimentat jucător al formației secunde. Și s-aude vocea lui Robert Malescu, nemulțumit, cel care conduce astăzi echipa băicoiană în lipsa lui Vali Lazar, justificată de altfel către jucătorii săi. N-au început deloc bine, a spune repriza a doua, ce de la CSU Băicoi, o echipă care suportă această replică de bună calitate a unei grupări gazdă care realmente nu are ce pierde astăzi și demonstrează acest lucru. Ar fi să recunoaștem o mare surpriză, deși este de vreme să contabilizăm rezultatul final, eliminarea celor de la CSU Băicoi. Pe de altă parte,
O plecare prematură din această competiție a boicuienilor ar deschide calea spre prețiosul trofeu, chiar dacă vorbim pe plan județean de Cupa României, pentru celelalte echipe care vor merge mai departe în competiția surprizelor. Pătrundere pe partea dreaptă este Alexandru Dușmanu, bate și vântul, prieten, aici la Blejoi. Pierde un tempo important, balonul capătă viteză și nu controlează așa cum și-ar fi dorit această fază de atac. Alexandru Dușmanu, repunere blejoiană de pe partea stângă. În lung de linie acolo, deviază cu capul pe spate Răzvan Șchiopu. Este la balon Cătălin Nițoi, un jucător evident mai experimentat, cel care îl fautează pe Cristian Gavrilă și vede cartonașul galben acest Cătălin Nițoi, unul dintre jucătorii experimentați din efectivul echipei gazdă. Sunt și ceva clinciuri acolo. Spuneam că se cunosc foarte bine jucătorii celor două echipe. Mulți dintre componenții băicuienilor au trecut pe la CS Blejoi, lăsând mai toți o impresie bună la echipa condusă de Gheorghe Bizinichie și Paul Mâine. Lovitură liberă pentru CS Băicoi. Departe însă debuturile lui Niculescu, dar cum bate vântul aici la Blejoi, poate veni o trimitere periculoasă a lui Florentin Puiu. Întreaga formație echipată de tricouri albastre, vorbind de CS Băicoi, masată în cealaltă jumătate a terenului. Florentin Puiu. Florentin Puiu pasă în fața porții, sau ce a încercat acolo Florentin Puiu, însă balonul a ajuns în brațele lui Cristian Niculescu. Siguranță la această fază, care realmente nu i-a pus mari probleme pentru Niculescu, care pune repede balonul în joc pentru Nicolae Răducea pe partea dreaptă. Continuă faza de atac a formației gazdă, este David Popenciu, același Nicolae Răducea, recuperare băicuiană, a fost și un fault acolo comis de Nicolae Răducea și balonul le revine băicuienilor, care au de tras astăzi, prieteni, pentru a merge mai departe în sferturile de finală ale competiției surprizelor vinde Cupa României. CSU Băicoi, care va evolua în partida de campionat următoare pe teren propriu cu Unirea Urlații. Nu mai pare deloc cu facilitate după ce Unirea Urlații a obținut prima victorie în acest sezon. Faul comis de Mădălin Ghinea în atac, preluare și mai apoi Mădălin Ghinea îl calcă pe adversarul direct, vede Valentin Dediu și cu ajutorul asistentului și dictează lovitură liberă pentru CS2 Blejoi. Important e faptul că și la nivel județean o grupare de Liga 3, așa cum este CS Blejoi, care se bazează cel puțin în această perioadă eminamente pe jucători tineri, are și o garnitură secundă unde aceștia pot evolua meci de meci. Mă uit pe foaia oficială a partidei, 2006, 2006, 2006, 2002, 2002, 2005, 2006, 2003, 2005. Într-adevăr își merită locul o astfel de grupare secundă unde tinerii de care aminteam încearcă să prindă minute, pentru că atunci când revin la prima echipă să fie soluții viabile pentru Răzvan Vlad. Răzvan Vlad, care este și el prezent, prieten, aici. Normal acest lucru. Iată ce execuție are Florin Sandu la această farză. 25 de metri de buturile adverse, șutează cu piciorul stâng. O face însă neglijent și foarte probabil. În scurt timp, Robert Mărescu și Constantin Stoica, și care conduc echipa din Băicoi la această partidă, în absența lui Vali Lazar, vor face câteva mutări interesante și cred că piese cu greutate în efectivul echipei vizitatoare. Vor intra acum pe gazon. Este vorba de Narcis Înțaru, cel care a deschidea scorul cu un eurogol, copiat însă și de Vali Popescu, echipierul celor de la Drăgănești, din partida de care vorbeam. Și Horia Nicolae, și el, un titular incontestabil al formației băicuene. Continuă replica bună a gazdelor, însă recuperarea acum de Linghina, angajare pentru Dănuț Iancu, destul de discret în minutele petrecute pe gazon până acum, poate ne contrazice, așa este, Dănuț Iancu, Georgian Matei, șut în colțul lung și balonul trece pe lângă bara porții apărate de Cristian Niculescu, a fost deviat în cornă și va fi lovitură de colț pentru CS Blejoi. Dănuț Iancu l-angajează bine pe apărătorul central Georgian Matei, urcă bine în sprijinul atacului echipei sale, caută colțul lung, așa cum era indicat la această partidă, la această fază, dar balonul deviat iese în afara terenului de joc. Rămâne însă periculoasă această lovitură de colț a echipei CSU Băicoi. Florentin Puiu respinge bine Cristian Niculescu și formația blejoiană are șansa unui contraatac, oprit însă din fașă de Mădălin Ghinea, care
se descurcă bine acolo și rămâne în posesia balonului. Angajare bună pentru Florentin, pentru Alexandru Dușmanu, pe partea dreaptă Dușmanu, Danuțiancu. Danuțiancu se deplasează pe partea dreaptă, este deposedat Danuțiancu. Și intervine la timp Claudiu Stoica, oprind această acțiune de atac, moment în care Robert Malescu recurge la primele schimbări. Narcis Înțaru cu numărul 7 și Horia Nicolae, purtătorul ticolului cu numărul 10, vor intra pe teren. Cei retrași de pe gazon sunt Cristian Gavrilă și Alexandru Dușman. Schimbări așadar, Alexandru Dușmanu și Cristian Gavrilă ies de pe gazon în acest minut. Forțe proaspete pentru echipa din Băicoi. Iată o mutare și la aceste doi blejoi. Intră cu numărul 10 pe tricou Dragoș Stroie și iese cu numărul 18 Dragoș Ciulea. Așadar, modificări în cele două echipe. Intră de această dată la CS Blejoi 2, un jucător cu mare experiență, purtătorul tricoului cu numărul 10, Nicolo, piese grele al echipei băicoene, lupta pentru supremație pe plan județean. Narcis Înțaru și Horia Nicolae. Cu ce efect? Pe tabela de marcare sau în contul calificării? Vom vedea, prieteni, în minutele pe care le mai avem de parcurs, numeroase de altfel, într-o partidă care își păstrează clar atractivitatea. Așadar, prieteni, ne întoarcem la joc. Meciul rămâne unul extrem, extrem de atractiv. Plecau băicuienii cu prima șansă substanțială, debutul partidei. Se menține această postură și acum, chiar dacă tabela de marcaj este prietenoasă cu echipa gazdă la adăpostul acestui 2-2. Acțiune băicuiană pe partea stângă. Andrei Toma repune de la margine după ce mingea a fost trimisă în afara terenului de Dragostroie. Mihai Tudor pune presiune pe Georgian Matei, respinge Georgian Matei până la Claudiu Stoica, însă frumoasă această încercare echipei gazdă de a face un pressing care până la urmă era să dea roade. Mădălin Ghinea încearcă să-l angajeze pe partea stângă pe Narcis Înțaru, intervine Andrei Dima și îl pune în posesie pe Cristian Nicolescu, care nu se grăbește, nu se precipită, trimite în spre mijlocul terenului, dar vine recuperarea băicoiană. A putea face prieten o paralelă deloc forțată, nu? Dacă ne uităm la Cupa României, rezultatul de aseară 4-0, Corvinul Hunedoara, dar să vedem la lucru pe Naci Sânțaru. Angajare pentru Danuțiancu. Este închis acolo, pasă pentru Mădălin Ghinea, șut modest de la colțul careului de 16 metri pe poarta apărată de Cristian Nicolescu, care reține cu siguranță. Așadar, forțăm o comparație între partida de aseară, Corvinul Hunedoara, CFR Cluj-Napoca, un neverosimil 4-0. Care a dus la plecarea lui Adrian Mutu și acest joc într-o echipă de Superliga, la mijlocul clasamentului, Superliga B Prahova, CS2 Blejoi și principala favorită la câștigarea campionatului județean și promovarea în Liga a 3-a CSO Băicoi. Este 2-2, o partidă care place, spuneam însă că un neajuns ar fi numărul mic de spectatori. Este însă o zi de miercuri, multă lume încă nu a ieșit de la serviciu. Sau să ne gândim că mulți dintre cei care vreau să vină la stadion urmăresc acasă transmisia PH Sport. Repunere Mădălin Ghinea, este căutat Danuțiancu în disputa sa cu Alexandru Aranghelovici. Este faultat Danuțiancu și lovitură liberă pentru CSO Băicoi. Exact la linia de la mijlocul terenului, Georgian Matei, Danuțiancu. Valentin Ursu. Se așează bine acest atac băicoian, coordonat de noul intrat Horia Nicolae. Horia Nicolae însă greșește și el transmiterea pe partea stângă pentru Florentin Puiu. Mingea iese în afara terenului de joc. Repunere pentru CS2 Blejoi. A venit balonul pentru această repunere, care va fi efectuată de apărătorul dreapta, Nicolae Răducea. Îl caută pe David Popenciu, însă băicuienii recuperează. Danuțiancu, angajare bună pe partea dreaptă, arată bine această fază. Mădălin Ghinea nu arată însă convingător centrarea. Până la urmă, Mădălin Ghinea scoate o lovitură de colț de pe partea dreaptă în direcția de atac a echipei sale. Narcis Înțaru
cel care deschide scorul pentru CSU Băicoi în disputa atât de plăcută, urmărită și pe PH Sport cu Progresul Drăgănești. Un eurogol copiat și de cealaltă tabără prin Vali Popescu. Să-l vedem la o lovitură de colț pe Narcis Însar. Lovitura lui Narcis Însaru, un alt acolo, greșește oarecum apărarea formației din Blejoi, traversează balonul întreaga zonă din fața porții lui Cristian Nicolescu și iese în afara terenului de joc. O altă lovitură de colț de pe partea stângă de această dată, este acolo Dănuț Iancu. Dănuț Iancu, un alt Dănuț Iancu, însă trece balonul peste toți jucătorii plasați acolo în fața porții apărate de Cristian Nicolescu și se pierde o bună fază pentru cei de la CSU Băicoi. Repunere pentru echipa gazdă. De pe partea stângă, însă departe, departe, debuturile apărate de Mihai Vanghele. Florin Sandu, Florin Sandu, acțiune individuală, Florin Sandu își pune balonul pe piciorul stâng. Florin Sandu, ce blocaj are acolo! Cred că a fost Constantin Angel, inspirat, plonjează în drumul balonului către plasă Florin Sandu și așezase bine balonul pentru un șut periculos spre buturile adverse. A intervenit excelent prin alunecare acest Alexandru Angel, însă acțiunea de atac a formației Băicoene continuă. Întoarce excelent acolo Narcis Înțaru către Horia Nicolae, rea cu capul Horia Nicolae din colțul careului de 6 metri, o face însă în plasa laterală. Se resimte Florin Sandu, vine la marginea terenului și probabil în scurt timp acesta va fi înlocuit de către Robert Mălescu. Nu vrea să riște o accidentare mai serioasă, pentru că este foarte important și campionatul în continuarea drumului spre câștigarea întrecerii. Are însă destule soluții pe banca de rezerve Robert Mălescu. Iată-l pe Narcis Înțaru. Narcis Înțaru. Intervenție bună a lui Andrei Dima și posese pentru echipa sa. Este o problemă pentru Florin Sandu. Așa cum am văzut puțin mai devreme, se resimte puternicul atacant al echipei Băicoene, care va părăsi terenul. Este pregătit să intre pe gazon Silviu Ariciu. Silviu Ariciu, jucător cu mare, mare experiență și el în peisajul fotbalului județean. Atacant care se întâlnește de multe ori cu golul. Să vedem dacă și astăzi, în minutele care mai sunt la dispoziție, vom vedea acest lucru. Bate vântul aici la Blejoi, prieteni, vă putem anunța încă de pe acum că PH Sport va transmite importanta partida primei echipe de la CS Blejoi cu Dinamo București sâmbăta viitoare, ora 17, un derby, spunem, la nivel de Liga 3-a, moment în care Silviu Ariciu intră pe gazon în locul accidentatului Florin Sandu. Vine Constantin Stoica acolo, mâna dreapta lui Vali Lazar, pentru a vedea despre ce este vorba. Speră și Stoica ca și Florin Sandu să nu fie ceva grav, pentru că este nevoie de aportul atacantului în continuarea campionatului. Să ne întoarcem însă la joc. Valentin Dediu va oferi balonul celor de la CS2 Blejoi. David Popenciu. Recuperare băicoiană. Iată-l pe Dănuț Iancu. Iese la intercepție pentru prima oară în această partidă Silviu Ariciu, Narcis Înțar, Horia Nicolae, 30 de metri de buturi adverse. Încearcă o pasă pe culoar pentru Silviu Ariciu, dar stau bine în teren și la această fază tineri jucători de la CS2 Blejoi. Băicoieni se află din nou în posesie. Horia Nicolae pasă pe partea stângă, urcă bine, convingător Florentin Puiu. Să vedem continuarea însă. Nicolae Răducea intervine la timp și oprește, cel puțin pe moment, această fază de atac. Rămâne posesie băicoiană pe partea stângă în direcția de atac echipei pregătite de Vali Lazar. Ba nu, este chiar o lovitură de colț pe care o execută omniprezentul Florentin Puiu. În altă suprafață de pedeapsă adversă, iese acolo ocazie mare pentru CSU Băicoi. Respinge într-o primă fază Cristian Nicolescu, însă băicoienii pare să întețească atacurile către poarta echipei gazdă. O fază notabilă din nou pe partea stângă, să vedem pe Ariciu! A fost capitanul echipei băicoene, urcat din nou în atac, o deviere acolo care era să-l surprindă pe Cristian Nicolescu. Până la urmă, experimentatul portar al echipei gazdă rezolvă
și această fază și îl determină pe Robert Mălescu să ia atitudine la jocul elevilor săi. Recuperare Băicoiană, Andrei Toma, Horia Nicolae. A trecut balonul și pe la Valentin Orsu. Angajare dorită pentru Dănuț Iancu. Respinge formația Vlăjeană, dar sunt minute bune de posesie pentru CSU Băicoi, care apasă pedala pe de accelerație, mută bine pe partea stângă. A fost Horia Nicolae pentru Narcis Înțaru. Narcis Înțaru șutează cu piciorul stâng de la 22 de metri, însă nu găsește cadrul porții. Moment în care mută din nou formația Vlăjeană. Intră pe gazon Marius Stana. Și el din nou jucător cu mare experiență, născut în anul 1992. A părăsit gazonul Dragoș Mosor, un jucător foarte, foarte tânăr. Lasă locul unuia mai echilibrat și deduce mare de aici că Adrian Ioniță, antrenorul formației gazdă, se gândește deja la eventuale prelungiri, mizând, iată, pe jucători cu experiență la această parte finală a reprizei a doua. Mai sunt destule minute de jucat, dar de ce nu pe măsura trecerii timpului? Cei de la formația gazdă se pot gândi la eventualele prelungiri. Ar fi deja o performanță pentru CSU Blejoi. Să nu ne grăbim însă. Dănuț Iancu pasă pe partea stângă. 72 minutul, 18 minute așadar până la finele acestei partide în care, iată, CSU Băicoi caută în ultimile 10 secunde, faze importante către buturile lui Cristian Nicolescu. Rămâne de văzut dacă apărarea celor de la CSU Blejoi va rezista până la urmă. Andrei Tom. Horia Nicolae încearcă să-l angajeze pe Ariciu. Pierde și Horia Nicolae, însă echipa sa are în continuare posesia pe partea stângă. Va arunca Andrei Toma de la margine. Întreaba formația lui Tori Ioniță și Octavian Jinga este în cealaltă jumătate a terenului. Poartă balonul Georgian Matei. Vine la primire Narcis Înțar. Georgian Matei. Găsire frontală pentru Dănuț Iancu. Mădălin Ghinea. Mădălin Ghinea tot pentru Iancu, dar rămâne la balon. Mădălin Ghinea întoarce pentru Georgian Matei și se rea de la capăt această fază de atac. Schimbare bună de direcție pentru Florentin Puiu. Întâmpinat de Nicolae Răducea. Să vedem. Florentin Puiu, un jucător cu o tehnică foarte bună, peste nivelul ligii a Prahova. Încearcă de la distanță un șut Silviu Ariciu. Găsește cadrul porții adverse, însă reține cu siguranță Cristian Nicolescu, cel care nu se grăbește la această repunere a balonului pentru echipa sa, CSU Blejoi, care, iată, ține bine piept liderului principalei competiții fotbalistice din județ, CSU Băicoi, și vine și o replică a gazdelor. A fost la acel balon Cătălin Nițoi, însă a rezolvat apărarea Băicoian. Luptă fără șanse de a recupera balonul Dănuț Iancu. Acțiunea celor de la CSU Blejoi, vine și Horia Iancu și încearcă să rezolve această fază care l-are în prim plan pe Mihai Tudor, autorul celor două goluri al echipei gazdă. Fază pe partea stângă este găsit în poziție de offside Răzvan Șchiopu și din nou posibilitatea pentru CSU Băicoi de a creona o altă fază de atac. Ne apropiem de minutul 75 al acestei dispute, rămâne 2-2, scor conturat încă de la capătul primelor 45 de minute. Mihai Tudor, un atacant de 18 ani, este cel care a marcat ambele goluri pentru CSU Blejoi, moment în care mută din nou Robert Mălescu. Apelează și la Alexandru Mihailă, cel care a purtat banderola de capitan în meciul amintit de la Dragănești cu Progresul, 2-1, câștigat in extremis de trupa lui Vali Lazar. Narcis Înțaru. Înțaru la balon, trece de adversarul direct și verticalizează până la Silviu Ariciu, vine la sprijin. Narcis Înțaru primește acesta, să-l vedem dacă reușește să treacă de adversarul direct la această fază, disproporție acolo fizică. Iar Narcis Înțaru pierde duelul și îl faultează pe adversarul direct. Moment în care, iată, Alexandru Mihailă intră pe gazon. Cel care va părăsi terenul este Dănuț Iancu. A încercat și astăzi foarte multe Dănuț Iancu, nu s-a mai întâlnit ca în alte partide cu golul. Rămâne însă un jucător important, esențial chiar pentru CSU Băicoi. Alexandru Mihailă.
intră prieten în ultimele 15 minute ale acestei confruntări, care rămâne în continuare incertă ca și rezultat final în legătură cu avansarea către faza sferturilor de finală în populara competiție a surprizelor Cupa României. Degajarea celor de la CS2 Blejoi. Echipa gazdă n-a mai ajuns în situații favorabile în repriza a doua la buturile lui Mihai Vanghele, însă dincolo n-au găsit băicoienii, în ciuda unei dominări teritoriale, cele mai bune soluții pentru a debloca din nou tabela de marcaj. Georgian Matei, Claudiu Stoica, mută pe partea stângă pentru Andrei Toma, recuperează Horia Nicolae și angajare pentru Silviu Ariciu. Pierde duelul la cap cu mai puternicul său adversar din zona centrală a apărării celor de la CS2 Blejoi, care încearcă prin David Popenciu un atac pe partea stângă. Este Răzvan Șchiop acolo, trece de Alexandru Mihailă, intră bine în careu. Iată-l pe acest jucător cu numărul 7 de la CS2 Blejoi. Scoate balonul departe de buturile adverse. David Popenciu a avut o clipă posibilitatea Răzvan Șchiopu de a găsi o altă soluție mai bună. Pătrunsese convingător pe partea stângă, dar atacul celor de la CS2 Blejoi continuă. Centrare periculoasă în fața porții adverse. Se întinde însă și rezolvă faza portarul Mihai Vanghele, care îl pune rapid în posesie pe Valentin Ursu. Angajare Valentin Ursu către Silviu Ariciu. Intervine de această dată și trimite în afara terenului de joc Alexandru Aranghelovici. Aruncare de la margine pentru CSO Băicoi. Se grăbește Narcis Înțaru. Întoarce pentru Alexandru Mihailă. Pasă pentru portarul Mihai Vanghele. Degajare în cealaltă jumătate a terenului, același Alexandru Aranghelovici respinge un balon pentru care luptă acum, îl reține de fapt Mihai Tudor. Combinație cu Răzvan Șchiop. Răzvan Șchiopul depășește din nou pe adversarul direct. Ba nu, revine experimentatul Alexandru Mihailă și rezolvă această fază trimițându-lui Narcis Înțaru. Însă absolut de apreciat efortul pe care îl fac jucătorii de la CS2 Blejoi. Pressing acolo al lui Marius Stana, care oprește la timp această posibilă acțiune de atac a echipei băicuene. Lovitura liberă din propria jumătate a terenului. Este fundașul central Georgian Matei. Să vedem continuarea, schimbă direcția de atac pe faza de apărare, dacă n-ați văzut această glumă. Îi trimite omologului său din centrul defensiv, Claudiu Stoica. Degajează fără direcție Claudiu Stoica. Recuperare doar pentru puține secunde a celor de la CS2 Blejoi. A fost David Popenciu. Băicoenii în atac pe partea stângă. Este faultat acolo Mădălin Ghinea, care a fost avansat, iată, după intrarea lui Alexandru Mihailă, undeva pe aripa stângă a atacului formației băicuene. Încearcă Robert Marescu toate soluțiile pe care le are la dispoziție în căutarea golului calificării în optimile de final, în sferturile de final ale Cupei României, însă se ține bine formația gazdă CS2 Blejoi. Posesie prelungită pentru băicuene. Georgian Matei. Georgian Matei. Narcis Țânțaru. Încearcă Țânțaru să-l găsească bine. A gândit rațional această fază, dar execuția l-a trădat. Urcase bine în atac Alexandru Mihailă. Vine repede replica echipei gazdă. Iată-l pe partea stângă, bine pătruns spre cealaltă poartă, Cătălin Nițoi. Cătălin Nițoi de în continuare îl angajează pe David Popenciu, tânărul de doar 18 ani, care nu mai are forță pentru a lupta convingător pentru acest balon pierdut. Însă, iată pe această fază de atac de echipa pregătită de Adrian Ioniță. Trece timpul și se întâmplă asta în defavoare echipei de nivel superior CSO Băicoi. Ar fi o risipă mare de efort pe care o fac băicoienii înaintea confruntării cu Unirea Urlați, care pare la o primă evaluare extrem de accesibilă, însă Unirea Urlați dă semne evidente de reviriment, iar eventuale prelungiri aici, de ce nu și lovitură de la 11 metri, ar strica planurile celor de la CSO Băicoi. 80 minutul, 10 minute așadar, plus eventualele prelungiri care vor fi dictate. Horia Nicolae traversează mijlocul terenului cu mingea la picior. Caută cea mai bună variantă Horia Nicolae, îl găsește pe Andrei Toma, însă faza este undeva la mijlocul terenului. Greșește și Horia Nicolae, o minte limpede trimisă către la mijlocul terenului, care însă nu s-a văzut foarte mult în minutele petrecute pe gazon. Greșește și Georgian Matei.
Și nu arată, sincer, deloc convingător formația băicoiană. De ce nu și replica de bună calitate a celor de la CS Doi Brejoi. Aruncă în luptă toate armele CSU Băicoi, iată și pe Constantin Stoica, pregătit să intre pe gazon pentru ultimele 10 minute și prelungire de rigoare în încercarea de a aduce victoria echipei sale. Iese Valentin Orsu și intră Constantin Stoica, un jucător important cu foarte multe realizări la echipele la care a jucat. Așadar, Narcis Înțaru, Constantin Stoica, Horia Nicolae, toate piesele grele aflate pe banca de rezerve a formației băicoiene, au intrat pe gazon în căutarea golului izbăvitor, cel puțin deocamdată. Minutul 81, rămâne 2-2 aici la Blejoi, CS2 Blejoi, CSO Băicoi. Populara competiție a surprizelor Cupa României ne poate oferi, de ce nu și astăzi, un alt eveniment în categoria surprizelor. Alexandru Mihailă. Narcis Înțaru prelungește pe spate, însă revine apărarea imediată a celor de la CSU Băicoi, angajarea lui Florentin Puiu, care este mutat ca vârf de atac. Îi face loc acolo lui Ghina pe partea stângă, care găsește mingea în duelul cu Nicolae Răduce, rămâne la balon, însă este nevoie să întoarcă departe de butul advers la Andrei Toma, Constantin Stoica, fratele său Claudiu Stoica și mai departe, invariabil, Georgian Matei. Încearcă un șut de la distanță, excelentă execuție și vine reluarea slabă, prieteni, a lui Horia Nicolae, ce șut de la distanță periculos, surprins într-o primă fază Cristian Nicolescu. Se repliază, respinge cu greutate, însă vine acolo Horia Nicolae și nu poate relua bine acest balon. Ocazie uriașă pentru CSU Băicoi de a tranșa probabil soarta calificării la această fază. Rămâne 2-2, dar vedem și o accidentare a lui Cristian Nicolescu la această fază de atac a echipei gazdă, a echipei oaspete, scuzați-mă. Un joc plăcut ochiului cu faze la ambele porții, cu 4 goluri, toate marcate în prima repriză, cu o replică peste așteptări acordată de o formație din Superliga pe Prahova, CS2 Brejoi, care este situată, spuneam, la mijlocul ierarhiei în fața băicoienilor care dețin supremația în Liga Prahova. 7 minute până la finele timpului regulamentar și minutele de prelungire. Mădălin Ghinea pe partea stângă, întoarce pentru Andrei Toma. Claudiu Stoica. Mai departe, Georgian Matei. Georgian Matei se uită către unul dintre colegii săi. L-angajează bine acolo pe Florentin Puiu, deviază pe partea stângă. Ajunge la balon Mădălin Ghinea. Centrare înaltă pentru Ariciu acolo. Intervine însă zona centrală a apărării formației blejoiene și rezolvă această fază. Recuperare pentru Andrei Toma, care întoarce până la Mihai Vanghele. Dominare totală a formației băicoiene. Să vedem însă dacă se și soldează cu rezultatul dorit. Intervine Georgian Matei acolo și pierde acest balon. Contratat periculos al formației gazdă, însă nu poate mai mult această fază Răzvan Șchiopu. A fost o neînțelegere. Georgian Matei, Constantin Stoica, de care putea profita acest Răzvan Șchiopu, însă rezolvă la timp această fază băicoienii, care îl pun în posesie pe Narcis Înțaru. Alexandru Mihailă, Constantin Stoica, preluare și vedem continuarea. Un pressing agasant așadar al celor de la CS2 Blejoi, foul comis de purtătorul tricolului cu numărul 9, Cătălin Nițoi, lovitură liberă pentru CSU Băicoi. Stau excelent în teren, spune jucătorii pregătiți de Adrian Ioniță, se află în fața unei mari surprize și probabil că acest aspect sporește ambiția echipei gazdă, care poartă astăzi tricouri de culoare închisă, Claudiu Stoica. Frontal Claudiu Stoica pentru Silviu Ariciu, Constantin Stoica. Pierde însă posesia Horia Nicolae, dar rămâne minge la băicoieni. Andrei Toma. Andrei Toma verticalizează, Florentin Puiu. Florentin Puiu, Florentin Puiu, departe însă de butul adverse, îl găsește pe Narcis Înțaru. Arată mai bine această fază. Înțaru încearcă să șuteze la poartă, o face până la urmă, iar balonul este blocat și deviat în afara cadrului porții. O nouă lovitură de colț pentru CSO Băicoi. Se îndreaptă spre locul execuției Horia Nicolae. Horia!
Horia Nicolae cu piciorul drept de pe partea stângă, bine populat careul de 16 metri. În alt acolo face însă prea lung, bate și vântul, iar Constantin Stoica, venit la întâlnirea cu balonul, nu poate rezolva mai multe la această fază. 3 minutele, prieteni, eroi, ne apropiem de prelungiri aici la Blejoi. CS2 Blejoi, CSO Băicoi este în continuare 2-2, optimile de finală ale populare competiției a surprizelor, Cupa României. Degajare a celor de la CS2 Blejoi din colțul careului de 6 metri. Alexandru Mihaila. Repune Alexandru Mihaila din propria jumătate a terenului. Vine la primire Narcis Înțaru, dar foarte probabil nu el este adresantul. Așa este, Ariciu este faultat, vede arbitrul Valentin Dediu la acest contact. Nemulțumiți oficial echipei gazdă pe marginea terenului. Însă rămâne lovitura liberă pentru CSO Băicoi. Schimbare de direcție, însă recuperarea formației gazdă. Noul intrat, Dragoș Troie. Aleargă generos acolo autorul celor două goluri ale formației gazdă, Mihai Tudor. Se întâmplă și la această fază, îl pune la grea încercare pe Claudiu Stoica, îl faultează acolo. Se resimte Claudiu Stoica, dar va putea continua această partidă. Băicoierii l-au pierdut deja accidentat pe Florin Sandu, se va evalua evident situația medicală a acestuia după acest joc care continuă. Narcis Înțaru. Înțaru, Constantin Stoica, Horia Nicolae. Vine aproape să primească și se întâmplă acest lucru, Andrei Toma. Același Horia Nicolae. Întoarce pentru Claudiu Stoic. Georgian Matei. Georgian Matei, pătrund în cealaltă jumătate a terenului, găsește bine acolo pe Florentin Puiu. Narcis Înțaru nu poate controla bine acest balon. A ajuns la Horia Nicolae, care încearcă să placeze o lovitură precisă spre poarta adversă. Șutează însă mult peste buturile apărate de Cristian Nicolescu. Și ne apropiem, prieteni, de finalul celor 90 de minute în partida de astăzi. Se prefigurează așadar prelungiri aici la Blejoi. 88 minutul, CS2 Blejoi, CSO Băicoi în Cupa României. Faza optimilor de finală ale acestei competiții. Constantin Stoica, Narcis Înțaru. Narcis Înțaru, câteva situații și a creat poziții bune Narcis Înțaru, dar nici el nu a reușit mai multe în contul echipei sale, astfel că repriza a doua nu a mai contabilizat nici măcar un gol după cele patru pe care le văzusem cu toții până la finele primei reprize. Florentin Puiu. Florentin Puiu reușește să întoarcă la Alexandru Mihaila, mai departe Constantin Stoica. Greșește Stoica sub presiune, însă recuperează fratele său Claudiu, Andrei Toma. Mădălin Ghinea. Mădălin Ghinea intră la interior, îl găsește acolo bine pe Horia Nicolae. Verticalizare, Narcis Înțaru, 20 de metri de buturi adverse. Narcis Înțaru încearcă din nou să șuteze către poartă. Acțiune băicoiană, este Horia Nicolae, cade acolo Horia Nicolae, însă balonul ajunge la Narcis Înțaru. Narcis Înțaru șutează și bara transversală se opune, prieteni, atinge balonul și Cristian Nicolescu. Va fi o lovitură de colț, presiune băicoiană pe final de partidă. O acțiune care a arătat bine, a fost și Silviu Arici acolo, până la urmă a reluat Narcis Înțaru și un plonjon excelent al lui Cristian Nicolescu. Atinge balonul, mingea lovește și transversala și iese în afara terenului de joc. Lovitură de colț pentru CSU Băicoi de pe partea dreaptă în direcția de atac, echipe pregătite de Vali Lazar. Puține secunde până la expirarea timpului de joc. Lovitură de pe partea dreaptă, execută Narcis Înțaru, însă doar după ce Cristian Nicolescu se va ridica de pe gazon. Este o problemă mai serioasă, pentru că, iată, Nicolescu încă nu poate relua partida. Supervizează ce se întâmplă acolo și arbitrul Valentin Dediu, este o problemă la picior. Minutul 90, prieteni, vom vedea după această fază și câte minute de prelungire va dicta centralul Valentin Dediu.
4 minute, dacă văd bine de unde mă aflu. 4 minute suplimentare așadar. Este 2-2 în continuare și se prefigurează aici la Blejoi. Prelungiri, că tot vorbim, prieten, de popularea competiția surprizelor Cupa României. În alt acolo, Țânțaru, să vedem dacă va putea relua cineva. O face Horia Nicolae. Îl lovește mai mult balonul acolo, care este în afara terenului de joc. O nouă schimbare la echipa gazdă, pătrunde pe gazon. Alexandru Vlad Oprea, minutul 90. Iese Mihai Tudor, autorul dublei, din care echipa gazdă, iată, se apropie de o mare surpriză în partida din Cupa României. Leonard Mihai Tudor, 18 ani, are acest atacant care a marcat ambele goluri ale formației sale în partida, care, iată, foarte probabil ne oferă în scurt timp prelungiri. Se ridică portarul Cristian Niculescu și va putea continua această partidă. Degajare din colțul careului de 6 metri. Alexandru Mihail întoarce pentru Georgian Matei. Presat Georgian Matei de Cătălin Nițoi. Se retrag în jucătorii formației din Blejoi în încercarea de a păstra acest 2-2 remarcabil pe tabela de marcaj. Iată-l pe Țânțaru, care nu mai poate face nimic la această fază. Bate și vântul, extrem de puternic, iar orice angajare în adâncime oferă balonului o traiectorie greu de intuit. Cristian Niculescu, portarul echipei gazdă. Degajare a lui Alexandru Aranghelovici. Dincolo de centrul terenului. Resping Băicoenii, să vedem dacă ajunge balonul. Narcis Țânțaru, luptă Narcis Țânțaru acolo. Nu este fault, așa cum și-ar fi dorit cei de la CS2 Blejoi. Recuperare Constantin Stoica. Puține minute până la finele timpului de joc. Horia Nicolae greșește transmiterea către Mădălinghina. Claudiu Stoica. Foarte multe inadvertențe, prieteni, în jocul formației Băicoene. Spuneam, adună puncte trupa pregătită de Vali Lazar, însă nu de foarte multe ori atât de convingător, pe cât și-ar dori, evident, cel care conduce trupa din Blejoi. Cartonaș galben pe care îl vede antrenorul echipei gazdă Andrei Miu și foarte probabil, scuzați-mă, Adrian Ioniță, și foarte probabil este ultima fază notabilă a acestei partide. În cele 90 de minute regulamentare este Narcis Țânțaru în fața porții adverse, periculos acolo, vin la întâlnirea cu balonul Silviu Ariciu. Însă sigur pe el Cristian Niculescu, prieten care nu se grăbește și foarte probabil vom avea prelungiri aici la Blejoi. Cupa României, CS2 Blejoi, CSO Băicoi. Greșeală însă a lui Niculescu, profit acolo Narcis Țânțaru. Narcis Țânțaru încearcă să găsească cea mai bună soluție. Este Ghina care nu poate opri acest balon așa cum și-ar fi dorit și se pierde o altă fază notabilă a echipei CSO Băicoi. Robert Mălescu și el nemulțumit pe marginea terenului, cel care conduce echipa astăzi din Băicoi. Surpriză așadar aici, prietenii, se prefigurează în disputa dintre formația gazdă și CSO Băicoi. Ne apropiem de prelungiri. Un nou cartonaș galben de această dată Cătălin Nițoi. Se tensionează partida pe finalul ei și roșu în acest moment, iată, pentru Cătălin Nițoi, al doilea avertisment pe care îl vede atacantul echipei gazdă. Îl faultează, se resimte acolo adversarul său și iată că prelungirile care se prefigurează vor fi abordate de formația gazdă. CS2 Blejoi cu un om mai puțin pe teren îi reproșează Adrian Ioniță, jucătorului său, această intrare. Îi explică Cătălin Nițoi felul în care a gândit această fază. Probabil că este ultima lovitură liberă a formației Băicoene pe partea stângă. Greșește însă această repunere și într-adevăr se pune capăt celor 90 de minute ale partidei dintre CS2 Blejoi și CSO Băicoi. Vor fi prelungiri, prieteni, o scurtă pauză și pentru noi și revenim în legătură directă cu dumneavoastră pentru a vedea cine se califică mai departe în sferturile de finală ale Cupei României.
Să reia partida, prieteni, aici la Blejoi. Suntem în prelungirile jocului din Cupa României, faza optimilor de finală între echipa gazdă CS2 Blejoi și formația vizitatoare CSU Băicoi. Surpriză la capătul celor 90 de minute, dacă ne uităm la pozițiile din clasament ale celor două grupări, una dintre ele, cea băicoiană, este liderul principal de competiții fotbalistice din județ. De cealaltă parte, formația gazdă CS2 Blejoi evoluează în Superliga B Prahova, unde este situată la mijlocul clasamentului. Misiunea echipei gazdă chiar în prelungiri pare să fie din ce în ce mai dificilă, prieteni, însă absolut rezonabil s-au comportat până acum jucătorii pregătiți de Adrian Ioniță, pentru că exact aproape de fluierul de final al celor 90 de minute plus prelungirile de rigoare a fost eliminat de pe gazon Cătălin Nițoi, iar echipa gazdă abordează aceste prelungiri cu un om mai puțin pe teren. Suntem în măsură să anunțăm una dintre echipele calificate în faza următoare a competiției. Progresul Drăgănești și-a respectat clar statutul la Cireșeanu, învingând cu un categoric 5-1. Opera calificării a fost semnată de doi jucători atât de importanți ai formației conduse de Nicu Mărgărit, Ionuț Oprea, 3 goluri, și respectiv Vali Popescu, alte două reușite. Calificare spectaculoasă așadar în sferturile de finală ale competiției, iar trupa din Drăgănești continuă. Iată, suntem în măsură să oferim și un alt rezultat. CSC Ceptura, Petrolistul Boldești 1-5, așadar două dintre grupările de Liga Prahova implicate și au respectat clar statutul. Nu s-a întâmplat acest lucru și cu CSU Băicoi. Și de ce nu să spunem, prieteni, că evoluția nu foarte convingătoare a celor de la CSU Băicoi poate fi legată, nu forțăm cu nimic, și de efortul uriaș depus la Drăgănești duminică, în care CSU Băicoi s-a impus cu mare, mare greutate pe finalul disputei. Se vede, iată, astăzi efortul pe care l-au făcut cei de la CSU Băicoi. Un alt rezultat normal și așteptat, Petrosport Ușorul Vechi se impune la Valea Călugărească cu 3-0. Și știm deja câteva dintre formațiile care vor merge în sferturile de finală ale acestei competiții. Așadar, Petrosport, CSU Boldești, Progresul Drăgănești, trei dintre echipele care deja și-au câștigat dreptul de a juca în faza următoare a competiției. Narcis Înțaru reușește, iată, prieteni, vorbeam de echipele calificate, Narcis Înțaru reușește în stilul tradițional să marcheze în minutul 2 al prelungirilor, șut cu piciorul stâng și preia conducerea pe tabla de marcaj formația băicoiană, același Narcis Înțaru care deschidea drumul către victorie, reamintesc, în partida de la Drăgănești. Iată-l acum în primele minute ale prelungirilor, marchează cu o frumoasă lovitură cu piciorul stâng, balonul atinge bara din dreapta porții lui Cristian Nicolescu, acesta nu poate interveni și este 2-3, așadar în acest moment băicoienii preiau conducerea pe tabela de marcaj. Țânțaru, jucător la care a apelat Robert Valescu, spuneam, cel care răspunde astăzi de echipa din Băicoi în absența justificată a lui Vali Lazar, Claudiu Stoica. Acțiune pe partea stângă a formației din Băicoi din acest moment, cu unul mai puțin pe teren și cu deja avantajul unui gol pe tabela de marcaj, pare tot mai clar că formația băicoiană își va găsi până la urmă locul și în sferturile de finală ale competiției surprizelor. Deloc ușor însă, dacă până la urmă calculele hârtiei vor fi confirmate, iar CSU Băicoi va merge, așa cum spuneam, în faza sferturilor de finală ale competiției surprizelor. Se întorc grupările din Liga Prahova implicate în aceste meciuri de Cupa României în campionat. Progresul Drăgănești merge sâmbătă la Brebu, în timp ce formația din Băicoi, CSO, întâlnește pe teren propriu Unirea Urlați. Ne întoarcem la joc. Lovitură liberă pentru echipa gazdă, care nu grăbește, Alexandru Aranghelovici. Reamintesc că a început această parte a prelungirilor cu echipa din Blejoi, cu un om mai puțin pe teren, eliminat Cătălin Nițoi în ultimele secunde ale reprizei a doua. De aceea misiunea formației băicoiene pare să fie facilitată, a venit rapid și golul lui Narcis Înțaru, care își aduce echipa în avantaj 3-2. Însă nimic nu este jucat, pentru că suntem abia la începutul primei reprize de prelungiri cu formația din Băicoi la balon.
Andrei Toma, apărătorul stânga. Claudiu Stoica. Georgian Matei. Alexandru Mihailă. Aminteam că Robert Mălescu a apelat pe parcursul acestei dispute la toate soluțiile de pe banca de rezerve. Au intrat Horaciu, Horia Nicolae, Narcis Țânțaru, pe care le vedem și acum la balon, din nou pe piciorul stâng. Vine Florentin Puiu, șut de la distanță, la distanță mare, peste poarta apărată de Cristian Nicolescu și Constantin Stoica. Soluțiile așadar la care a apelat Robert Mălescu. Evident că vorbim de o echipă de nivel superior care are la dispoziție un efectiv generos. Aminteam deja doar trei nume dorite practic de orice echipă de la nivelul ligii a Prahova. Repunere pentru formația din Blejoi. Însă echipa gazdă și-a pierdut clar orizontul. Tineri jucători pregătiți de Adrian Ioniță l-au pierdut așadar pe Răzvan Șchiopu, iar prestația lor se vede în aceste minute de prelungire. Pregătește o nouă schimbare. Vladimir Nica va intra și el pe gazon. Vorbim de CS2 Blejoi. Constantin Stoica, Florentin Puiu, Silviu Ariciu capătă din nou un culoar foarte, foarte larg acest balon și iese în afara terenului de joc. Schimbare în acest moment în dreptul echipei gazdă. Adrian Ioniță îl retrage de pe gazon pe jucătorul cu numărul 7, Răzvan Stoica, oferindu-i minutele de prelungiri purtătorului tricoului cu numărul 14, Vladimir Nica. 3-2, prietenii, pe Asport în partida de Cupa României de la Blejoi, CS2 din localitate CSO Băicoi. Însă spectacolul, clar, a fost la el acasă, cu siguranță v-a plăcut și vă îndemnăm să urmăriți în continuare până la finele celor două reprize de prelungiri. Regulamentul prevede clar acest lucru. Pierde acest balon Mădălin Ghinea. Îl recuperează mai apoi și încearcă o acțiune pe partea stângă în direcția de atac a formației CSO Băicoi. Pasă pentru Florentin Puiu, prea largă însă, dar nu pot concretiza pe un eventual contraatac cei de la CS2 Blejoi. Și pun presiune acolo pe Mihai Vanghele, care nu se grăbește și îl găsește pe Alexandru Mihailă. Presat acolo Alexandru Mihailă de Dragoș Stroie, jucător intrat pe gazon în efectivul echipei gazdă în minutul 60. Horia Nicolae. Calmează Horia Nicolae în dreptul echipei gazdă. Nu are niciun motiv să mai grăbească lucrurile. Trupa din Băicoi în avantaj pe tabla de marcaj și cu un om mai mult pe teren. Luptă Silviu Ariciu. Din nou o fază confuză acolo. Andrei Toma și vede un hands central acestei partide, vorbind de Valentin Dediu. Recuperare pentru CS2 Blejoi. Pe partea dreaptă Nicolae Răducea. În orice condiții s-ar termina această partidă, experiența, prieteni, este una notabilă pentru CS2 Blejoi, cu jucători în general tineri. O partidă de intensitate în fața unei grupări care țintește la rândul ei Liga a 3-a îi ajută evident pe jucătorii pregătiți de Adrian Ioniță. Încearcă să mobilizeze echipa sa Robert Mălescu pe marginea terenului. N-a fost deloc ușor să se ajungă, iată, la această diferență minimă acum, pentru că replica echipei din Blejoi a fost una peste așteptările liderului. Și s-ar vedea naște până la urmă, deși mai sunt destule minute. O nouă victorie la limită în deplasare. Poate ne contrazice la această fază formația băicoiană. A fost Mădălin Ghinea angajat acolo pe partea stângă. Să semnalizare de la margine a poziției de offside în care se afla. Din nou Băicoieni se joacă practic într-un singur sens. Absența unei dintre jucătorii celor de la CS2 Blejoi eliminat de pe teren se vede în economia acestei partide, iar CSO Băicoi a marcat încă de la prima acțiune notabilă a primei reprize de prelungiri, golul care asigură acum supremația pe tabla de marcaj. Horia Nicolae pentru Ariciu. Încearcă Ariciu să oprească acest balon pentru a șuta mai apoi către poarta adversă. Recuperare Horia Nicolae. Georgian Matei se apropie de buturi adverse, departe însă de buturi apărate de Cristian Nicolescu. Alexandru Mihailă, Florentin Puiu, Narcis Țânțaru, omul care poate fi din nou decisiv pentru echipa băicoiană CSO.
În ciuda achizițiilor importante pe care le-a făcut trupa condusă de Toni Ioniță și Octavian Jinga, rămâne linii mari decisiv acest Narcis Înțaru, un jucător cu gleznă fină care își pune amprenta pe multe dintre rezultatele favorabile pe care le obține CSU Băicoi. Așa a fost și la Drăgănești cu acel eurogol în partida cu Progresul. Așa pare să fie și astăzi, după ce el aduce o oarecare liniște în acest moment în dreptul echipei sale, cu reușita care asigură pe tabela de marcaj avantajul minim al Băicuienilor, 3-2 în fața unei garituri generoase cu foarte mulți jucători tineri pe care o aliniază CSU Blejoi. Alexandru Mihaila, Alexandru Mihaila, angajare pentru Florentin Puiu. Florentin Puiu, excelentă intervenția lui Constantin Anghel, care îi răpește posibilitatea lui Puiu de a scăpa singur către buturile adverse. Aruncare de la margine. Cei doi arbitri nu se înțeleg acolo. CSU Blejoi execută Alexandru Aranghelovici, lovitură liberă pentru echipa blejoiană, însă din propria jumătate a terenului. Degajare în cealaltă jumătate a terenului. Este vizat în noul intrat Vladimir Nica. Vladimir Nica. Mădălin Ghina pe partea stângă, intră în interiorul care au de 16 metri, încearcă Mădălin Ghina să găsească cu execuție pretențioasă colțul lung al porții apărate de Cristian Nicolescu, însă mingea trece pe lângă poartă, se irosește o altă fază notabilă a echipei CSU Băicoi și vine acum recuperarea, repunerea celor de la CSU Blejoi din colțul careului de 6 metri. Încearcă să dezvolte o fază ofensivă, greu de găsit acest cadru în condițiile în care trupa gazdă evoluează cu un om mai puțin pe teren. CSU Blejoi. David Popenciu a fost la balon. Alexandru Aranghelovici, noul intrat, Dragoș și Stroie, însă continuarea nu este cea dorită și balonul iese în afara terenului de joc. Semnalizare de la margine validată de Valentin Dediu, cel care consultă cronometrul. Ne apropiem de finalul primei reprize de prelungiri, soldată cu un singur gol marcat în contul echipei vizitatoare de Narcis Înțaru. Constantin Stoica demarează o acțiune bună de atac a formației sale, urcă bine pe partea stângă, este acolo Mădălin Ghina care primește până la urmă poziție de offside, se aștepta să reprimească Constantin Stoica. Putea șuta la poartă, experimentatul mijlocaș central al formației Băicuene, a încercat să fie altruist acolo, însă l-a găsit în poziție de offside pe Mădălin Ghina. Narcis Înțaru, Florentin Puiu, pasă dorită către Alexandru Mihaila pe culoare, recuperează Silviu Ariciu, rămâne la balon în disputa sa cu Alexandru Aranghelovici. Recuperare pentru echipa gazdă, îl vedem la lucru pe Marius Stana. Urcă bine și jucătorul cu numărul 10, Dragoș Stroie, contratat periculos pentru echipa gazdă, Vladimir Nica. Însă este la intercepție foarte bine Claudiu Stoica și oprește acest atac, repunându-i în posesie pe jucătorii de la CSU Băicoi. Primește Horia Nicolae, detașat undeva pe partea stângă, pe atacul echipei sale. Întoarce pentru Andrei Toma. Claudiu Stoic. Narcis Înțaru, depășit la această minge Narcis Înțaru. Este clar că nu lovitura de cap este principala sa armă. Un jucător micus cu o talie jos care are un parcurs excelent atunci când are minge la picior, demonstrând clar acest lucru și în această după-amiază. Superbă de fotbal aici la Blejoi. Spectacol garantat în Cupa României. 5 reușite, 2 pentru echipa gazdă, ambele semnate de același Mihai Tudor. 3 în contul Băicuienilor. Aranghelovici autogol, Florentin Puiu și mai apoi Narcis Înțaru. Prelungire în Cupa României, cel puțin aici, în cazul partidei pe care o vedem, prieteni. Competiția surprizelor își respectă statutul. Constantin Stoica, Narcis Înțaru. Partea dreaptă, Alexandru Mihaila.
Florentin Puiu. Narcis Înțaru, centrare și vine lovitura de cap a lui Mădălinghina. Strânge foarte bine acolo Mădălinghina și a fost ultima fază, prieteni, a primei reprize de prelungiri. Soldată, spuneam, cu golul lui Narcis Înțaru. Cele două echipe schimbă porțile. Mai avem un rezultat final. Progresul la Luniș, CSE Scorțeni, Bordenii, 3-2. Mulțumim celor care ne țin la curent cu aceste rezultate notabile pentru a le oferi și nouă aici. De reținut, prieteni, interesant, spuneam, un aspect interesant printre cele pe care le-am enumerat astăzi. Petrosport, Târșorul Vechi, câștigă la Valea Călugărească cu 3-0. Marcatorul ultimului gol a fost Feritos Bai, patronul echipei Petrosport, prezent pe gazon. Mă gândesc că poate pe finalul partidei, nu mi-amintesc, a Feritos Bai, patronul celor de la Petrosport, să fi reușit până acum vreun gol în contul echipei sale. Iată că se întâmplă astăzi în Cupa României. Fotbalul județean ne oferă, prieteni, atât de multe prilejuri interesante. Și de aici și interesul nostru de a pune pe picioare un proiect Liga Reușita, care se referă strict doar la Liga Prahova, de urmărit emisiunile noastre pe Reușita TV oficial, pagina de Facebook Fotbal Prahovean și evident pe PH Sport. Spuneam puțin mai devreme de Reușita marcată astăzi de Feritos Bai în calificarea celor de la Petrosport. Iată și amintitul rezultat de mai devreme. Progresul la Luniș merge mai departe în sferturile de finală ale Cupei României. Plecăm la drum aici în repriza a doua a prelungirilor în acest moment, prieteni. 3-2 pentru CSO Băicoi, dar calificarea nu este încă parafată. Iată o prima acțiune de atac interesantă a echipei gazdă. La prima acțiune a reprizei a doua este acolo Vladimir Nica. Schimbare de direcție pe partea dreaptă, însă respinge de la CSO Băicoi și au posibilitatea unui contraatac prin Florentin Puiu. La fel de proaspăt, chiar dacă vorbim de prelungiri. O tehnică excelentă a acestui Florentin Puiu, un regim de viteză. Intră însă undeva prea mult în partea stângă. Cade acolo în duelul cu Aghel, fără să fie faultat, spune Valentin Dediu. Intervine și Robert Mălescu. Misiune dificilă pentru Robert Mălescu în absența lui Vali Lazar. Ar fi greu de digerat pentru CSU Băicoi o eliminare din Cupa României în fața unei formații inferioare. De aceea Robert Mălescu a făcut toate modificările posibile în efectivul echipei sale, trimițând pe gazon toți jucătorii importanți pe care i-a reținut pe banca de rezerve. Unul dintre ei, Constantin Stoica, cel care pasează în acest moment pe partea dreaptă, este găsit Narcis Înțaru. Combinație cu Alexandru Mihailă, balonul rămâne însă în teren, să vedem opțiunea lui. Mihailă, centrare fața porții adverse, periculoasă e adevărat, dar nu era nimeni acolo. Și se stinge, se șterge o nouă fază de atac importantă a echipei gazdă. Urmărește partida, așa cum este și normal, și Răzvan Vlad, antrenorul principal al celor de la CS Blejoi, care are de urmărit aici destui jucători interesanți în garnitura secundă. Își depun mulți dintre ei candidatura pentru titularizare la prima formație. Iată, interesant, acolo intră bine pe partea dreaptă, dar nu găsește cea mai bună continuare. Am văzut acțiunea excelentă a lui David Popenciu. Pericol la buturile lui Mihai Vanghele, în momentul în care tehnicianul echipei gazdă Adrian Ioniță se pregătește de o nouă mutare. Intră pe gazon Andrei Stancu. Ce acțiune notabilă a avut CS2 Blejoi, foarte aproape de egalare. Îl înlocuiește pe Nicolae Răducea. Ocazie bună pentru CS2 Blejoi, echipă care evoluează în inferioritate numerică de la debutul prelungirilor. Pătrundere bună pe partea dreaptă David Popenciu, centrare fața porții adverse, însă acolo n-a găsit ecoul așteptat și rămâne așadar aici la Blejoi. CS2 din localitate, CSO Băicoi, 2-3. Silviu Ariciu, nu se înțeleg acolo jucătorii de la CSO Băicoi și posibilitate din nou de atac pentru echipa gazdă, însă rezolvă această fază Mihai Vanghele, calm pentru Claudiu Stoica. Andrei Toma, titularizat astăzi ca și fundaș și stânga.
acompaniat acolo de David Popenciu, nu reușește posesia. Silviu Ariciu, Andrei Toma. Este și Madalin Ghina care primește pe partea stângă, nu este offside acolo, să vedem dacă poate centra cu piciorul stâng. O face in extremis, dar deloc reușit. Madalin Ghina. Reprisa a doua de prelungiri într-o partidă interesată de Cupa României, cel puțin aici, deși multe rezultate de astăzi au arătat forța de joc și implicarea deosebită a grupărilor de Liga Prahova. Aici rămâne în suspensie calificarea, chiar dacă acest Obăicoi conduce prieten cu 3-2. Misiunea pătrunderii în turul următor pare să fie însă facilitată și de faptul că echipa gazdă evoluează cu unul mai puțin pe teren din primul minut al prelungirilor. Iată-l pe Narcis Înțaru, din nou periculos la buturi de adverse, recuperează Constantin Stoica. Este Florentin Puiu. Și centrare, Florentin Puiu boxează, nu se complică Cristian Nicolescu și bine face. Andrei Toma. Horia Nicolae. Horia Nicolae se retrage undeva lateral stânga, îl găsește acolo pe Madalin Ghina, un om care poate acoperi la fel de bine mai multe posturi la aceste blejoi. Andrei Toma. Constantin Claudiu Stoica și mai departe Georgian Matei. Urcă pe partea dreaptă Mihailă, să vedem dacă va putea după această preluare să găsească și continuarea. Cred că nu, luptă bine acolo pentru a recupera balonul, dar nu reușește până la urmă, însă o face Constantin Stoica. Cele două echipe prieteni se spune că se întorc după această partidă solicitantă pe durata 120 de minute. Dacă cine știe, n-avem ceva surprize în minutele care mai sunt de jucat pentru a merge la loviturile de la 11 metri, se întorc în campionat. Pentru ce să Băicoi pare o misiune ușoară pe teren propriu cu Lirea Ulați, însă nu cred că este deloc așa. Constantin Stoica, ce execuție! Constantin Stoica, prieten, așează balonul prietenos în vincul din dreapta porții lui Cristian Nicolescu și am văzut o execuție de Generic TV. Constantin Stoica, este 4-2 pentru CSU Băicoi și soarta calificării este stabilită. Constantin Stoica găsește, ca în vremurile bune, o execuție de Generic TV aproape de pe loc, șutează superb în colțul din dreapta al porții apărate de Cristian Nicolescu, care nu mai poate face nimic decât admiră și el calitatea execuției. Nimic de făcut, nimic de zis. 111 minutul, 4 minute până la finele timpului de joc. Iată că CSU Băicoi, 9 minute, 104, prieteni, mă grăbesc și eu. Dar verdictul acestei partide pare să fie deja clarificat. Constantin Stoica marchează superb, este 4-2 pentru CSU Băicoi, care stabilește soarta calificării. Abia în prelungiri, rămâne de văzut, spuneam, dacă în campionat, în meciul care urmează cu cei de la Unirea Urlați, acest efort depus astăzi se va vedea, spuneam, și de implicarea celor de la CSU Băicoi în partida trecută cu Progresul Drăgănești. Iată, o altă misiune dificilă, de această dată în Cupa României. Niciun joc nu este ușor, chiar vorbeam cu Vali Lazar pe această temă la capătul disputei de la Drăgănești și spunea Vali Lazar că este absolut normal ca echipele mici să încerce să creeze surpriza în disputele cu protagonistele. Așa s-a întâmplat și astăzi. Până la urmă, CSU Băicoi va merge mai departe în Cupa României, obiectiv important asumat de trupa condusă de Toni Ionise și Octavian Jinga. Recuperare bună pentru cei de la CS2 Brejoi, la o greșeală a lui Constantin Stoica și este penalti acolo. Lovitură de la 11 metri în acest minut pentru CS2 Brejoi, prieteni, și greșeală impardonabilă face Constantin Stoica. Intervine fratele său Claudiu prin fault acolo și iată, au șansa jucătorii de la CS2 Blejoi să reducă din handicap. O nouă lovitură de la 11 metri. David Popenciu de această dată va fi față în față cu Mihai Vanghele și poate că ne grăbeam și noi stabilind soarta calificării în faza următoare a competiției. Pare să nu fie deloc așa. Gazdele au posibilitatea de a reduce din handicap. Este David Popenciu față în față cu Mihai Vanghele. Popenciu! Execuție clară, precisă în colțul din dreapta al porții lui Vanghele și se reaprinde această partidă, prieteni.
Păreau deja calificați jucătorii de la CSU Băicoi. O greșeală, iată ce înseamnă. Totuși nou jucător cu experiență. Constantin Stoica, un moment de neatenție, fratele său încearcă să repare eroarea, însă faultează în propria suprafață de pedeapsă, obligându-l pe arbitru acestei partide să dicteze lovitura de pedeapsă. Și este așadar 3-4. CS2 Blejoi, CSO Băicoi, și îndeamnă jucătorii de pe marginea terenului Adrian Uniță să creadă până la capăt în șansa calificării, de ce nu? Narcis Înțaru. Florentin Pui urcă bine Mădălin Ghinea și primește pe partea stângă, să vedem pe Ghinea. Pasă în fața porții adverse, era vizat Florentin Puiu, ajunge până la urmă. Acesta la balon, îi repasează lui Mădălin Ghinea, patron de bine Ghinea. În fața porții adverse, Ghinea respinge Arangelovici, o face însă până la Mihailă. Reamintesc că încă de la începutul primei reprize de prelungiri, echipa gazdă evoluează cu un om mai puțin pe teren după eliminarea prematură înaintea prelungirilor a lui Cătălin Nițoi. Mihai Vanghele, angajare pentru Mihailă, stop pe piept, de fapt este Andrei Toma. Recuperare pentru Andrei Stancu, pasă către Claudiu Stoica, experimentatul apărător central, îi pasează lui Mihai Vanghele, încearcă să preseze Marius Stana și îl obligă la o degajare până la urmă reușită. Mihai Vanghele pentru Silviu Ariciu, Alexandru Mihailă, pasă către Mădălin Ghinea, Mădălin Ghinea stop precis cu piciorul drept. 18 metri de buturi adverse, încearcă oarecum să-l copieze pe Constantin Stoica. Nu reușește acest lucru, dar faza de atac a echipei gazda continuă. Florentin Puiu pe partea stângă, pătrun necareul de 16 metri, șut centrare. Încearcă Florentin Puiu, nemulțumit Robert Mălescu pe marginea terenului. Ne apropiem cu pași repezi de finalul acestei partide, dacă cine știe pe tabela de marcaj, prieteni, nu se întâmplă și altceva. O mare surpriză că echipa gazdă, cu un om mai puțin pe teren, să restabilească egalitatea. Chiar posesia la parține jucătorilor de la CS2 Blejoi. Mânați în atac după reușita de la punctul de la 11 metri al lui David Popenciu. Narcis Înțaru. Florentin Puiu, cel care pare să devină, cred, cea mai importantă piesă a celor de la CSU Băicoi, deși sunt atât de mulți jucători interesanți în efectivul echipei conduse de Savi Jinga și Toni Ioniță, care traversează, iată, cu emoții finalul acestei partide. Suntem în prelungiri, repunere de la margine pentru formația CS2 Blejoi, aparține acest serviciu lui Andrei Stancu. Andrei Stancu, Constantin Stoica, recuperează Horia Nicolae. Urcă bine Alexandru Mihailă, este și Florentin Pui acolo. Mihailă, pătrunde cu balon la picior. Mihailă este blocat într-o primă fază, dar băcăienii continuă atacul. Rămâne la balon Mihailă, centrare către nimeni acolo. Silviu Ariciu era departe de această minge, n-a intervenit nici portarul Cristian Nicolescu. Se grăbesc cei de la CS2 Blejoi, evident că n-au nimic de pierdut. Încercarea temerară de a restabili egalitatea și de a trimite această partidă în prelungiri. S-aud și ceva copii acolo undeva în interiorul arenei. Ne apropiem de finalul acestei partide atât de interesante. Ne bucurăm, iată că pe Hasmer v-a putut oferi un joc atractiv din optimile de finală ale Cupei României, faza întrecerii în care, iată, grupările cu pretenții, CSO Boldești, Progresul Drăgănești, CSO Bănești sau Petrosport și-au găsit drumul către faza următoare a competiției, așa cum se va întâmpla probabil, și cu CSO Băicoi, după ce, iată, Silviu Ariciu găsește golul cu numărul 5. Se întoarce acolo Silviu Ariciu cu adversar în spate, șutează până la urmă bine în dreapta portarului Cristian Nicolescu, care plonjează, însă o face târziu, nu mai poate opri drumul către gol și Ariciu își trece și el numele pe lista marcatorilor, stabilind deja, acum vorbim de claritate, drumul către sfertele de finală al echipei sale. Este 5-3 așadar pentru CSU Băicoi.
Ne apropiem de finalul acestei partii de prieteni. 2 minute din timpul alocat, reprise secunde de prelungiri. Se chinuie literalmente CSU Băicoi, dar câștigă până la urmă, de ce nu meritat. Însă merită, apreciată, la superlativ replica echipei secunde de la CS2 Blejnu. E adevărat în condițiile în care Adrian Ioniță, tehnicianul acestei echipe, a avut la dispoziție și câțiva jucători interesanți, tineri cu toții, de la prima garnitură pregătită de Răzvan Vlad. Una din ultimele faze ale acestei partide, pe partea stângă, în direcția dată ca formației din Blejoi, rezolvă acolo Georgian Matei și îl pune în posesie pe Florentin Puiu, după ce balonul a trecut și pe la Horia Nicolae. Au părut băicuienii că au forțat atât cât a fost nevoie. Era greu de intuit totuși ca echipa gazdă să reușească o surpriză atât de mare, însă, repet, merită admirat modul în care au luptat fotbaliștii echipei gazdă, CSU Băicoi. A părut că stăpânește această partidă, deși calculele au fost date peste cap. Se miza pe o calificare facilă. După 90 de minute a fost însă nevoie de 120 de minute cu destule emoții la adăpostul acestui 5-3, care foarte probabil se va revedea pe tabela de marca și peste doar câteva secunde, când vom pune punct acestei transmisii marca pe Hasport. Florentin Puiu, Mihai Vanghele, care nu ezită, o degajare lungă către Silviu Ariciu. Silviu Ariciu reține acest balon la limita careului de 16 metri. Intră în suprafața adversă de pedeapsă. Îi pasează lui Constantin Stoica, prea lung însă. Stoica ajunge la minge. Întoarce către Horia Nicolae. Încearcă să-și așeze balonul pe piciorul stâng. Un 2 acolo a reușit. Horia Nicolae ajunge la Mădălinghina, care țintește colțul lung. Mădălinghina. Ce a vrut acolo Mădălinghina la ultima fază acestei partide. Spectacol total, prieteni, aici la Blejoi, CS2 Blejoi, CSU Băicoi. 3-5, 8 goluri între cele două echipe. Calificare scontată, dar dificilă până la urmă. În sfertele de finală ale competiției pentru echipa care conduce în ierarhia fotbalului județean. Prieteni, PH Sport și Ionel Luțan, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau o întâlnire la următoarele transmisii de cel puțin aceeași calitate. Mulțumim pentru atenție, la revedere!